Am supraviețuit 1000 de zile pe Minecraft Hardcore și de-a lungul acestei serii am reușit să realizez foarte multe lucruri, diferite construcții, ferme și cel mai important, am fost fericit pentru că am putut să împart toate astea cu voi. Așa că am adunat toate aceste întâmplări într-un singur film care prezintă aventurile mele din ziua 1 până în ziua 1000. Vă urez vizionare plăcută și dacă nu aveți timp să-l vizionați pe tot și totuși vreți să mă ajutați, îl puteți lăsa să meargă pe fundal cât voi vă faceți treburile. Vă mulțumesc frumos și cu acestea fiind spuse, hai să începem. Și uite așa a început aventura mea pe Minecraft. Ca pentru orice player, dacă e să mă gândesc. Am tăiat un copac, mi-am făcut un crafting table, câteva unelte de piatră și am pornit la drum pentru că o lungă aventură mă aștepta în față și eu eram abia la început. Nu-mi stătea gândul la lucruri prea mari. Singurele chestii la care mă gândeam era cum să găsesc mâncare și cum să găsesc niște oi ca să-mi fac un pat. Nu de alta, dar ultimul lucru pe care ți-l dorești fiind pe hardcore este să dormi în aer liber. Însă norocul avea să fie de partea mea, pentru că am reușit să găsesc câțiva porci, câteva oi și mi-am stabilit și un mic camp unde am rămas peste noapte. De dimineață mi-am strâns lucrurile și am plecat la drum, însă călătoria nu a fost foarte lungă deoarece am dat peste un sat. Arăta teribil locul, erau numai gropi, villagerii de aici nu știu cum supraviețuiau, dar pe mine m-a atras acest loc. Și această atracție avea să se amplifice și mai tare când am găsit un spawner de zombie expus, iar într-unul dintre chesturi era un name tag și cel mai important un enchanted golden apple. Și atunci am simțit că aici trebuie să rămân. Efectiv nu trebuie să cauți locul perfect în Minecraft pentru că tu îl faci. Așa că mi-am luat și eu o căsuță mică aici în sat să nu deranjez pe nimeni, mi-am pregătit câteva unelte de fier și armura și am plecat în subteran să caut resurse și eventual, de ce nu, și diamante. Însă în timp ce încroiam calea spre Deep Slate, am mai dat peste un spawner, de această dată de scheleți. Am asistat la o luptă epică între doi scheleți, bine, nu a fost chiar așa epică, iar la final am înfruntat campionul și uite așa am bătut primul mob de pe această lume. Și într-un final m-am oprit cu săpatul pe la minus 52 și am început clasic să fac un strip mine. Însă de la primul tunel am avut o surpriză, am dat peste un Ancient City. Nu știam dacă să consider asta un noroc sau un ghinion. Și pentru că nu pot să mă abțin din a face chestii stupide și a-mi asuma riscuri, am văzut eu un chest aproape de tunel și am zis că ar fi o idee bună să-l lootez. Și chiar a fost. În chest era o pereche de pantalon cu Protection 4 și Mending. Mi-am văzut de treabă, am făcut puțin strip mine și recompensa mea au fost 2 diamante. Nu e cine știe ce, dar la cât noroc am avut, nu mă plâng. Următoarele zile m-am gândit că ar fi o idee bună să-mi fac și eu prima casă, pentru că cea de villageri era destul de mică. Și uite așa am început grinding-ul pentru resurse. Am adunat andesite, mossy cobblestone, ceva calcite, variații de lemn ce am găsit și eu. Am ajuns până și într-o junglă, unde bineînțeles mi-am hrănit frații. Materialele erau aproape gata și uite așa am început construcția primei mele case. Nu a fost cel mai reușit timelapse pentru că eram abia la început. Acesta a fost efectiv primul meu episod postat vreodată pe canal. Nu știam eu foarte multe, însă aveam dorința de a învăța. Și uite așa mi-am terminat prima construcție de pe această lume. Eram și sunt și în prezent foarte mândru de ceea ce am făcut aici, chiar arăta foarte bine. Mai puțin la etaj unde încă nu era decorat, însă acest loc l-am păstrat special pentru a-mi face enchanting setup-ul. În continuare am făcut o fermă de scheleți pe care am prezentat-o bineînțeles într-un tutorial și tot atunci, în acele zile, am decis ca Nico, prietena mea, să se alăture seriei. Împreună propunându-ne să supraviețuim echivalentul relației noastre din realitate, adică 6 ani, asta însemnând aproximativ 2500 de zile pe Minecraft. Știam că nu avea să fie ușor pentru că suntem doi, deci șanse duble să pierdem această lume. Însă, cum am rezistat atâta timp în realitate, putem să o facem și aici. M-am ocupat puțin de ferma de vaci, de cea de oi, pentru că știți cum e la început, ai nevoie de bookshelf-uri, ai nevoie de lână și foarte, foarte important, ai nevoie de mâncare. Am făcut și o fermă mică de sugarcane pe care am cules-o cu fiecare ocazie
Și am decis cu Nico să mergem din nou în subteran să ne mai încercăm o dată norocul la diamante. Și uite așa, Nico a găsit primele ei diamante într-un cave din apropiere. Însă asta nu a fost tot. Am găsit ceva și mai rar la scurt timp. Un Deep Slate Emerald Ore care stătea ascuns acolo lângă Skulk. Am pus câteva torțe în jurul lui ca să-mi amintez locul, pentru că nu puteam să-l iau acum, că nu aveam Silk Touch. Efectiv, acest bloc este valoros doar în această stare. Am revenit pe tunelul de Strip Mine, unde ne-am decis să săpăm o oră. Și după o oră de minat, rezultatul a fost foarte nesatisfăcător, doar 10 diamante am adunat împreună. Așa că ne-am decis că ar trebui să abordăm altă soluție. Nu de alta, dar nu voiam să petrecem aici 1000 de zile doar pentru a ne face full diamond. Ok, bine, exagerez puțin, însă ați înțeles voi ideea. Iar ideea era să abuzăm, să facem trade-uri cu villagerii până ne dau chestii de diamond. Însă nu prea mai găseam villager, deoarece nu prea am luminat bine locul. Miraculos, unul dintre ei a supraviețuit aici într-o groapă, iar încă unul a găsit Nico undeva pe marginea muntelui. Le-am făcut un mic țarc în jurul unei case, pentru binele lor, bineînțeles. Unul dintre ei a devenit armurier, iar pe celălalt l-am făcut Fletcher. Și am continuat grinding-ul cu bețe pentru emeralde până am obținut armuri de diamond. Erau de departe de a fi perfecte, însă puteau fi dezenchantate ușor și refolosite. Asta a fost și toată ideea. Mult mai bine decât să spargem Deep Slate cu pickaxe-uri de stone. Armura veche am pus-o într-un chest pentru a fi păstrată ca piesă de muzeu și am îmbrăcat-o mândru pe cea nouă. Apoi m-am gândit că arată teribil locul din fața casei mele. Efectiv trebuie să fac parcurs ca să ajung în sat sau ca să mă întorc înapoi. Și uite așa am decis că ar trebui să facem și noi o cale de acces, un drum, ceva. Pentru ca acest loc să arate bine, trebuie să începem de undeva. Drept urmare, am strâns materialele și am început să construiesc. Mi s-a părut o idee bună să facem un zid cu niște trepte de susținere care ne duc până în sat. Deoarece terenul era destul de accidentat, deci avea sens. Și uite așa, am economisit și spațiu și am făcut ca toată această treabă să arate foarte bine. Chiar a ieșit mult mai bine decât mă așteptam. Am făcut până și un loc mic de relaxare cu o canapea ca să avem unde să stăm să ne gândim la viitoarele proiecte în aer liber și acest drum care ne duce până acasă foarte, foarte ușor. Iar cu acest proiect mi-am încheiat ziua. O nouă zi, o nouă aventură, iar pentru astăzi vreau să ne ocupăm puțin de camera asta de la etaj. A trecut ceva timp pe această lume, iar noi încă nu avem un enchanting setup. Așa că îmi pare rău văcuțelor, dar am nevoie de piele. Pentru un scop nobil, bineînțeles. Dar până una alta o să ne ocupăm puțin de scara asta de aici, că nu se potrivește deloc cu ce avem noi. Băgăm câteva butoaie pe aici pe acolo pentru că o să avem nevoie de spațiu de stocare. Ok, și această cameră începe să prindă contur. Și aici pe mijloc cred că o să dea bine un lectern, cât mai stăm și noi și mai citim la lumina lunii. Am pus și câteva tablouri ca să mai umplem din goluri, iar armura mea veche am afișat-o frumos pe un armor stand ca să nu uit de unde am plecat, în cazul în care ajung undeva. Ok, după calculele mele, acest loc va fi perfect pentru un enchanting table. Ne mai lipsește decât tot setup-ul. Însă îl punem și pe ăla imediat că s-a ocupat Nico de asta. Da, mă băieți, cam așa arată enchanting table-ul, e destul de fancy, arată bine. Acum hai să vedem ce noroc avem. Pur și simplu o să verific ce-mi dă pe fiecare bucată de armură și dacă nu-mi place ceva, dau un enchant de un nivel și mi-l schimbă. Sincer să fiu, din 51 de nivele ar trebui să iasă ceva. Bă, nu prea a ieșit cum îmi doream eu, așa că o să mai avem nevoie de experiență. Și cum ferma de scheleți este foarte, foarte lentă... O să minăm Skulk pentru că asta este o metodă chiar foarte bună de a face experiență rapid.
Avem 43 de nivele, dar chiar nu mai am chef. Dacă tot suntem aici și avem și Silk Touch, luăm și blocul ăsta de emerald cu noi și mergem acasă să dăm o ultimă încercare la enchanturi. Cam astea sunt itemele ce am reușit să le obținem. Știu, nu sunt perfecte, însă pentru moment chiar este de ajuns. Nu e ca și cum aș mai avea chef să fac din nou XP. Următoarele 30 de minute am făcut schema cu Lectern-ul cu villagerii până am primit și eu un mending. Și chiar s-a meritat pentru că l-am primit la un preț foarte mic, 16 emeralde. Și norocul meu nu s-a terminat aici pentru că am reușit să fac rost de Sharpness 5 și Eficiență 5, într-un timp foarte foarte scurt. Însă bucuria s-a terminat pentru că nu am reușit să obțin Unbreaking 3, efectiv nu pică. Dar nu-mi fac prea multe griji pentru că o să ne reparăm chestiile cu XP, doar avem mending. Și stăteam și mă gândeam că de când am început pe această hartă, noi nu am ieșit din 500 de blocuri. Nu am explorat mai deloc. Așa că eu cu Nico ne lăsăm casa în urmă și mergem spre aventură. În drumul nostru am dat peste un lush cave, unde ne-am împrietenit cu câțiva exaloți. Și prin împrietenit vreau să spun că i-am capturat într-o găleată. Iar cât timp traversam această pădure de bărci, am dat peste o chestie ciudată. Acesta cu siguranță era un trail ruin. Și cum era prima dată când am întâlnit așa ceva, eu cu Nico ne-am decis că ar trebui să-l excavăm, să vedem ce ascunde. Așa că ne-am construit un mic camp în această zonă ca să fim cât mai confortabili. Nu este cine știe ce, însă mie personal lucrurile astea simple îmi aduc bucurie. Avem aici și un loc unde să dormim și cu acestea fiind spuse, suntem gata de treabă. Am instalat și un resource pack ca să vedem Suspicious Gravel-ul mai bine, îl găsiți și voi pe Vanilla Twix și am continuat să muncim, scopul final fiind să aducem la suprafață toată această ruină. Însă, după ceva timp ne-am dat seama că toată această ruină se întindea exact pe sub campul nostru, așa că a trebuit să-l dărâmăm și să-l mutăm în altă parte. Am încercat să-l fac identic cu cel vechi, dar în plus am adăugat o cameră de chesturi. Pentru că mi-am dat seama că o să facem foarte, foarte multe materiale pe care, sincer, nu vreau să le arunc. Ne-am înarmat cu lopeți și multă răbdare și am început excavarea. Cam așa arată această structură expusă, efectiv a fost ceva bătaie de cap deoarece am subestimat dimensiunile. Mă așteptam să fie mai mică, nu să se întindă atâta. Însă, într-un final pot spune că suntem mulțumiți. Priviți numai câte materiale am reușit să strângem pentru viitoarele proiecte. Iar în acest cufăr am pus exclusiv loot-ul pe care l-am găsit în Suspicious Gravel. Avem câteva chestii destul de interesante aici, mai ales armor trimurile. Și dacă ați ajuns până în acest punct, probabil că vă place ceea ce fac. Așa că lăsați și voi un like și un subscribe, pentru că nu vă costă nimic. Și am realizat că noi până în prezent nu avem o mină, nu avem un loc unde să stocăm minereurile sau piatra, așa că cred că știu ce o să facem astăzi. Avem zona asta de aici de sus, care este destul de plată și probabil va fi potrivită pentru o intrare în mină. Facem puțin terraforming și vedem unde putem să ajungem. Sincer să fiu, arată destul de ciudat acum. Însă o să vedeți că după ce construiesc, o să arate mult mai bine. Așa că hai cu timelapse-ul ăla!
Cam așa arată în acest punct, nu este terminată, însă am făcut o mare parte. Bineînțeles că această mină o să aibă și un spațiu de stocare, așa că împreună cu Nico i-am făcut o cameră. Mă gândesc că pe fiecare parte să avem butoaie ordonate unde să stocăm piatră și diferite minereuri. Dar efectiv, ploaia de afară mă enerva foarte tare, așa că ne-am băgat la somn și de dimineață am început în forță. Însă, munca mi-a fost întreruptă de un wandering trader care a decis să ne viziteze regatul. Am cumpărat câteva floricele de la el, apoi i-am urat drum bun. Însă, când să plece, s-a împiedicat și a căzut. Mare păcat. Așa că am putut să-mi continui treaba liniștit până am reușit să termin. Ok, acest tavan arată bine, dar a durat destul de mult timp. Și nu știam de ce naiba se auz sunete din el. Am uitat să luminez și spre norocul meu s-a spawnat un zombie villager. Apoi, pentru că aveam companie, am început să lucrez la podea. Ca și blocuri, am ales cupru și deep slate. Și chiar sunt mulțumit de rezultat, deoarece aceste blocuri chiar se potrivesc foarte bine împreună. Partea rea este că iar plouă afară, însă partea bună este că am terminat și acest loc începe să prindă contur. Și cu acest spor blossom ascuns în tavan, chiar o să arate magic. Și doar nu credeți că am terminat, nu. Acum trebuie să săpăm intrarea în mină. O să facem un tunel de 5x3 până acolo jos la deep slate. A durat ceva, dar într-un final am reușit să ajungem jos. Iar acum vreau să facem un sistem de railuri care să ne ducă de aici până sus. Dar pentru asta o să ne trebuiască power rail. Și avem nevoie de gold, iar eu nu am. Așa că m-am decis că ar fi binevenită o expediție în Nether. M-am dus la nivelul 15, unde se găsește de asemenea și Ancient Debris-ul și am făcut un strip mine, unde am minat timp de o oră fiecare minereu care mi-a ieșit în cale. Gold, quartz, până și Ancient Debris. Nu știu dacă am avut noroc că am găsit 9 bucăți, însă pe mine m-a interesat doar goldul. Și cu acest gold mi-am craftat 3 stacuri de power rail. Ar trebui să fie suficiente. Ok, bun, hai să-l și testăm. Bă, ce pot să zic, e mult mai ușor și mai rapid. Ia uite ce surpriză, încă un gușter din ăsta. Și dacă tot am făcut această mină cu toate dotările, m-am gândit că un bubble elevator ar fi potrivit să ne ducă itemele la suprafață. Doar n-o să le cărăm noi, nu? Iar ca ultime detalii pentru această mină care să-i confere puțin mai mult realism, am construit 2 carturi unde m-am flexat cu minereurile. Și bineînțeles că am expus și Deep Slate Emerald Oru pentru a fi admirat. Oamenii din acest village trebuie să vadă că mina noastră este un succes. Bine, momentan nu văd nimic pentru că sunt închiși într-un țarc, dar într-o zi vă promit că ei vor fi liberi. Și uite ce am găsit eu, o pisică, căreia văd că îi plac diamantele. El este Diamond și de astăzi este șeful acestei mine. Pentru că efectiv nu pot să gestionez doar eu și cu Nico toată puterea din acest regat. Avem nevoie de oameni de bază. Sau, în cazul nostru, de pisici. Vedeți această groapă din fața mea? Cu siguranță o folosim momentan să plantăm sugarcane. Însă, să fiu sincer cu voi, m-am cam săturat de ea. Așa că astăzi o să o transformăm. Și întrebarea care vine logică este ce o să facem aici și mă gândeam să facem un lac în mijlocul satului. Eu cred că o să arate bine. Și aparent locul unde vreau să construiesc acest lac este un river, ceea ce înseamnă că o să se spawneze pește aici, deci nu trebuie să-i aducem noi. Ok, bun, hai să trecem pe săpat să vedem ce formă putem să dăm lacului pentru început. Sincer să fiu, arată teribil acum, așa că o să merg să iau niște gheață ca să punem apa ușor. Hai să vedem dacă o să fie mai rapid decât să punem apa găleată cu găleată.
Bă, și pot să spun că în sfârșit începe să arate a ceva. Deci suntem pe drumul cel bun. Și pentru texturare mă gândesc că o să folosim mosi, cobblestone, gravel, sand, poate și clay. Efectiv trebuie să fac mai mult ca să-mi dau seama dacă îmi place. Iar a început ploaie, efectiv odată la 2-3 zile plouă pe lumea asta, nu știu ce se întâmplă. Însă de data asta și cu ploaie și fără nu mai mă opresc, vreau să termin ce am început aici. Cam ăsta e progresul ce l-am făcut până acum, arată destul de bine, mai trebuie doar să-i adăugăm ceva verdeață pe aici pe acolo, pentru că momentan arată cam sec. Și presupun că toată lumea a văzut inima din spatele meu, o să vă arăt ce e acolo, dar puțin mai târziu. Momentan prioritatea mea este să fac acest lac să arate mai natural, că acum arată ca o bultoacă. Facem și un zid de protecție în jurul lui, pentru că la un moment dat, v-am spus, vreau să eliberez villagerii, nu este o glumă. Și uite cine a venit, primul vizitator. Și dacă tot a venit și Nico, o să facem o faptă bună și o să eliberăm axoloții. Efectiv, nu știu cum au reușit să supraviețuiască într-o găleată de apă 100 de zile, dar până la urmă este Minecraft, nu? Și nu am uitat de inima din mijlocul lacului. Acum vă arăt ce e și acolo. Nico, onoarea este a ta. Am oferit un mic tribut lumii noastre de hardcore. De câte ori trecem pe aici, sper să ne amintim cât de importantă este această viață pe Minecraft hardcore. Și că avem doar una. Iar pe această notă, puțin mai tristă, declar acest proiect un succes. Într-un final mi s-a îndeplinit visul și am și eu o priveliște cum trebuie de aici de acasă. O văd și pe Nico pe acolo pe undeva. O să urmeze pe viitor un proiect în care o să dărâmăm aceste case, o să construim altele noi pentru villageri, însă toate la timpul lor. Și avem o problemă, băieți și fete, din câte am auzit, villagerii sunt nemulțumiți deoarece nu prea mai avem mâncare în regat, ceea ce nu este prea bine. Meanwhile, tu știi că noi aici îți producem emeralde, iar tu ce ne oferi în schimb? Nu avem ce mânca. Dacă nu vrei să ajungi jucărie de pluș pentru Iron Golem, mai bine fă cumva și rezolvă. Ok, ok, domnilor, fără amenințări vă rog, o să construiesc o moară și câteva ferme. Bine, așa să faci, dar grăbește-te. Răbdarea noastră este limitată. Bun, deci indiferent ce planuri aveam pentru episodul de astăzi, cred că știm ce o să facem. Deoarece ne aflăm într-o zonă de munte, resursele noastre sunt oarecum limitate, la fel și spațiul pentru ferme. Până la urmă, așa este și în realitate. Dacă ne aflam într-o câmpie, era altă treabă. Însă eu zic că putem ajunge la un rezultat și în această zonă. Bun, deci vedeți acel pârâu de acolo? Pe mine m-a inspirat foarte mult. O să-i oferim o cale de acces să coboare pe aici pe undeva, o să astupăm bineînțeles această gaură, îl ducem pe aici și o să se reverse în lacul nostru. O să eliminăm aceste ferme, o să eliminăm această casă și pe aici pe undeva pe jos o să construim moara aia de care vă ziceam. Ok, hai să trecem la treabă, o să începem prin a face terraforming locului. Hai să vedem de cât dirt dispunem deoarece o să avem nevoie de câteva stacuri pentru terraforming. Iar pentru tine, Diamond, am un peștișor. De fapt am mai mulți, dar o să-ți dau doar unul. Poftim aici. Și eram gata să uit, are și Nico o pisicuță, sărăcuța, fără nume, o să-i dăm și ei un peștuc. Vă las pe voi în secțiunea de comentarii să decideți ce nume o să aibă această pisicuță, dacă nu o să răspundă nimeni, o să rămână fără nume, ghinionul ei. Ok, ce făceam? Terraforming, da, terraforming, hai să trecem la treabă. Cred că ar fi ok pe laturile acestei cascade să punem cobblestone cu mossy cobblestone, poate cu puțin stone, să pară că a erodat în munte, să zic așa. Nu prea am mossy cobblestone și mă gândesc că ar trebui să caut o pădure din aceea old spruce growth taiga să găsesc acolo. Și cred că asta o să și fac. Da, mă băie, și eram gata să plec când m-a trezit Nico la realitate și mi-a spus că pot să craftez foarte, foarte ușor mossy cobblestone folosindu-mă de moss și cobblestone.
Și cam așa arată o fermă de mos. Vă trebuie un player și multă voință. Și ce naiba avem acolo un barc în spatele meu? Dacă mă apropii de acea barcă, posibil ca acel cățeluș să meargă în raiul cățelușilor. Nu vrem asta. Hai să vedem dacă fâsii. Fâsii, fâsii! Ok, domnilor, o să abordez situația într-un mod diferit și este prima dată când trag cu un arc. Ok, acum hai să te îmblânzim și rolul tău va fi să ne păzești casa. Și ce e cu Enderman-ul ăsta aici? Nu ești binevenit, ia vino încoace. Stai jos, mulțumesc de perle. Cam asta am reușit să fac și este doar începutul. Ce a rămas, vedeți aici. Am făcut un mic contur cu dirt, hai să dăm și drumul la apă și să ne băgăm din nou, pe treabă. Cam ăsta e progresul ce am reușit să-l facem. O avem acolo pe Nico pe fundal făcând terraforming acelui munte. M-am jucat puțin cu acele nuanțe de gri și verde și eu zic că a ieșit destul de bine. Sunt mulțumit. Ok, domnilor, o să mai mă ridic un layer de pământ aici, apoi o să fac râul și o să-i fac o mică scurgere, o cascadă direct în lac. Eu zic că este o idee bună și oarecum dăm o poveste lumii noastre. Lacul acela de l-am făcut nu a apărut din senin acolo. M-am înarmat cu materiale și cred că știm cu toții pentru ce este timpul. Un mic timelapse. O să construiesc moara pe aici pe undeva, da, știu, nu avem așa mult loc pentru cropuri, însă bogăția acestui village nu vine din ferme, ci vine de acolo, de sub munte. Când o să ne extindem și într-o câmpie, atunci treaba o să stea altfel. O să încercăm să facem expansiuni și în alte zone și în alte baiemuri, până când inevitabilul se va întâmpla și vom muri. Dar până în acel punct, noi o să construim. Bun, hai să terminăm cu nostalgiile și să ne vedem de treabă, că de fiecare dată când încep să vorbesc mă duc cu gândul spre alte construcții și spre alte locuri și tot așa, mintea îmi zboară. Dar cum am mai spus, orice lucru din această lume necesită timp și răbdare. Iar Minecraft-ul este despre asta, nu poți să te joci Minecraft dacă nu ai răbdare. Ok, hai să începem să lucrăm la moară, o să încep prin a construi roata. Și era să uit un lucru foarte important, să adaug verdeață în acest râu. Vedeți și voi cât de mult schimbă. Și cam așa arată roata morii. Acum ne mai rămâne de făcut doar moara. Și cam astea sunt materialele ce mi le-am pregătit. Eu sper să-mi ajungă. Hai să-i dăm bătaie că mai avem destulă treabă înainte, iar timp prea puțin. Și doar uitați-vă și voi cât de bine arată acolo în depărtare și nici măcar nu am apucat să bag detaliile. Bun, hai să lucrăm puțin și la interior. Mă gândesc că ar merge pe jos deep slate cu couch dirt. Împreună aceste două materiale o să dea efectul ăla de uzură. Este exact ce-mi doresc. Am pregătit aici un mic storage room unde o să ne punem cropurile, semințele, ce mai culegem noi.
Aici avem o elice care se învârte și face grâu. Bine, nu se învârte fizic, doar ne imaginăm. Până la urmă este Minecraft. Bun, hai să băgăm și puțină lumină pe afară, că se spawnează o grămadă de chestii și nu prea-mi place. Ok, hai să scăpăm de dealul ăsta de aici, că vreau să fac fermele. Cam așa arată până acum progresul nostru. Este destul de mult, dar nu suficient. Niciodată nu e suficient. Așa că hai să detaliem zidul din spatele meu. Timelapse-ul, vă rog. Bun, hai să plantăm și câteva ferme, că degeaba am construit moara dacă nu avem absolut niciun field. Durează mult prea mult să înmulțim semințele la mână, așa că mă gândesc, deoarece avem puțin spațiu la etaj în moară, să facem o nano-fermă acolo. Ok, merge foarte repede ferma asta, însă rămâne destul de repede fără bone meal. Bine că avem fermă de schelet, că altfel nu știu cu ce o alimentam. Ah, și iar plouă în lumea mea de Minecraft. Asta este a doua furtună în 3 zile și nu exagerez. Posibil când o să vreau să obțin capete de mobi cu tridentul, nu o să mai fie nicio furtună, dar asta e altă parte. Cam ăsta e norocul meu. Și astăzi am de gând să transform ceva, mai exact un cave din apropierea satului nostru, pe care o să-l fac casa noului mob ce s-a adăugat în Minecraft 1.20, Snifferul. Dar, până să ne apucăm de treabă, hai să mergem puțin la ferma de schelet să ne reparăm ustensilele, că în stadiul ăsta nu prea pot face nimic. Durează destul de mult să-mi repar ustensilele aici, așa că pe viitor mă gândesc să dăm upgrade fermei, să facem una de Enderman și foarte posibil să o fac după ce bat dragonul, în episoadele viitoare. Bun, deci sanctuarul pentru sniper o să fie localizat în cave-ul din spatele meu. Momentan, știu, arată teribil, însă vă promit că până la sfârșitul episodului o să vă schimb complet părerea. Și primul lucru pe care o să-l fac este să tai acești copaci. Ok, am terminat cu copacii, acum hai să scoatem pământul ăsta de aici. Deja începe să arate mai bine locul ăsta, însă nu suntem nici măcar pe aproape de rezultatul final. Așa că hai să-i dăm la lopată în continuare. Deci, tematica pe care o vom folosi pentru acest cave și pentru intrare va fi de lush cave. Vreau să dau senzația aia de overgrowth, ca și cum natura în timp și-a spus cuvântul. Mă gândesc că snipperilor le-ar plăcea un loc așa, mai natural, în care să fie mult lush, mult verde, să aibă unde să caute semințe și ce mai caută ei pe acolo. Asta însemnând că o să am nevoie de moss, mossy cobblestone, drip leaf, small drip leaf, spore blossom și multe alte chestii pe care nu le-am. Și chiar că nu a mai plouat de mult în această lume de Minecraft, de acum 2 zile, când a fost furtună. Ok, o aștept pe Nico să intre și o să mergem în căutarea unui lush cave. Știți cum e, 2 inventare sunt mai bune decât unul. Și era gata să uit, țin minte că în episodul trecut v-am lăsat pe voi să alegeți numele pisicii lui Nico și am avut câteva comentarii, așa că am lăsat-o pe ea să decidă. Și numele ales pentru mâță a fost din comentariul lui Teodor. Asela o va chema, un nume destul de neobișnuit pentru o pisicuță, însă eu zic că merge. Îți mulțumesc frumos pentru sugestie, Teodor, și vă mulțumesc și vouă celorlalți care ați comentat. Sincer să fiu, mă așteptam să rămână fără nume.
Ok, Asela, tu vei fi prietena cea mai bună a lui Diamond. Sper să vă înțelegeți exact cum mă înțeleg eu cu Nico. Foarte bine, da, foarte bine. A intrat și Nico și suntem pregătiți să mergem într-o nouă expediție. Sper eu să ne și întoarcem din ea. Bun, poate păcălesc aceste albinuțe să intre și ele în stup, deoarece vreau să le duc acasă. Pentru că o să am nevoie de ceva miere și nu dețin încă. Și mi-amintesc acest loc. Pe undeva pe aici este localizat Lush Cave-ul, deci suntem pe drumul cel bun. Și locul ăsta e la fel de impresionant precum mi-l aminteam de data trecută. Vă dați seama numai ce mega base ai putea să construiești aici? Ok, hai să lăsăm asta deoparte și să ne concentrăm pentru ce am venit. Deci o să avem nevoie de drip leaf, small drip leaf, spore blossom și moss. Ok, am găsit Deep Dark. Asta înseamnă că s-ar putea să fie vreun Ancient City în zonă. Nu o să stăm acum să-l căutăm sau să explorăm mai mult, ne-am adunat materialele și mergem acasă. Deoarece avem destul de multă treabă, iar timp cam puțin. Am ajuns și acasă și țarcului Nico de găin o să-l improvizăm și o să-l facem un loc pentru albinuțe. Știu, știu, nu arată bine, dar o să-și facă treaba cu siguranță. La intrare în cave o să facem o poartă similară cu cea de acolo, însă o să folosim o paletă de culori diferită. Am pus ceva cupru la prăjit și acum aștept să se facă. Foarte posibil ca în viitorul apropiat să construiesc un super smelter, că așa durează destul de mult. Și nu vreau să pierd zile importante în Minecraft prăjind materiale. Bun, și pentru zidul din exterior m-am gândit că am putea să folosim moss, mossy cobblestone, poate și puțin tuff, băgăm câteva lanterne. Vreau ca snifării să fie în siguranță înăuntru, deoarece m-am chinuit destul de mult să găsesc acele ouă. Și pentru intrare o să pun aceste gate-uri, posibil să nu încapă pe aici, că sunt destul de mari. Bun, am reușit să închidem această zonă cu zid și acum vreau să pun ouăle de sniffer ca să eclozeze. Cât noi o să construim prin zonă, gușterii ăștia o să crească mari și o să ne producă semințe și din acele semințe o să obținem noile plante ce s-a adăugat în Minecraft. Eu zic că e o treabă destul de bună. Și le urez bun venit primilor doi sniffer din această lume. Bine ați venit în sanctuarul vostru, care momentan e o ruină, dar lucrez la asta. Următoarea zi am fost în Nether să fac rost de Warpwood și Shroomlight, am reușit să găsesc destul de repede, pe drum la întoarcere am fost atacat de un ghast, dar am reușit să o bat cu propria armă, am ajuns triumfător acasă și sunt gata de construit. Oh, și ce frumos apă după semințe. Numai uitați-vă la el cât de fericit și mândru este, cum să nu-l iubești. Și ce părere aveți de această poartă, domnilor? Eu zic că a ieșit bine. Pentru zonele unde am pus cupru o să vreau să am doar această textură, așa că o să dăm click dreapta cu toporul, adăugăm miere și ar trebui să nu se mai schimbe. Foarte posibil că în realitate lucrurile nu funcționează așa, dar cine sunt eu să judec? Pentru interior vreau să fac un Lush Cave Custom și ar trebui să lăsăm puțin tavanul mai jos, să scoatem stâlpul ăsta de aici și să vedem la ce formă putem ajunge. Cred că eu cu Nico o să ne băgăm pe săpat, pentru voi undeva la 30 de secunde, iar pentru noi 2-3 ore. Acesta este progresul ce am reușit să-l facem și acum urmează partea cea mai grea, să decorăm. Arată destul de bine, însă am subestimat total materialele necesare și am rămas fără moss și fără mossy cobblestone. Cât eu am mai construit, Nico mi-a făcut și mai mult moss și cam ăsta e progresul până acum. Ce părere aveți? Ok, hai din nou la treabă că sunt foarte nerăbdător să văd rezultatul final.
Și uite așa am construit și am tot construit și am tot construit până când într-un final am reușit și am terminat. Pentru voi au fost undeva la 30 de secunde timelapse, dar pentru noi a durat 2-3 ore de muncă. Așa că, dacă vreți să ne motivați și mai tare, știți ce aveți de făcut. Loviți butonul de subscribe, apăsați clopoțelul și o să ne revedem pe viitor și la alte proiecte. Vă mulțumesc! În sfârșit este gata. Nu știu ce părere aveți voi despre acest loc, dar mi-o puteți lăsa în secțiunea de comentarii, însă eu dacă aș fi sniffer, mi-aș dori să trăiesc aici. Dar înainte să declar acest proiect ca finalizat, vreau să adaug ultimele detalii pe aici pe acolo. O pată de culoare nu strică. Și acum partea cea mai puțin interesantă pe care o fac oricum off-camera, să mut materialele de aici jos. Și ceva ce nu știam, snifării pot scoate semințe și din mos. Ceva nou. Băieți și fete, vă rog frumos să-mi lăsați 3 nume pentru acești snifări în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc! Ok, și hai să plantăm și noi primele plante de la snifări. Torch Flower și Pitcher Pot. Avem sanctuarul făcut, însă nu avem o cale de acces până la el. Dar eu o să merg să-mi strâng materialele și cred că știm cu toții pentru ce este timpul. Timelapse! Și uite așa arată drumul ce l-am construit. Mergem foarte ușor pe el, ne-am menținut pe tematica aleasă, intrăm în sanctuar și totul este frumos și pașnic. Aici snifării noștri vor duce o viață lungă, fericită, lipsită de probleme și vor putea să sape semințe până la adânci bătrâneți. Hai că am spus-o frumos. Și spațiul de aici a rămas destul de gol, însă o să plantez niște floricele. Abracadabra, hocus pocus, alte cuvinte magice și avem florile aici. Sper că v-a plăcut lecția de magie, că acum nu mai pot face niciuna, va trebui să adun cu prosta manual. O să facem pe viitor un loc unde să-l punem să oxideze, însă până atunci avem alte proiecte și alte priorități. Dacă mai țineți minte, acum două episoade când am mers să căutăm ouă de sniffer, am dat și peste unii iglu, unde am găsit o poțiune de weakness. Și mă gândeam că ar fi timpul potrivit să vindec acei 3 zombie villager pe care îi am la mina de diamante. Ok, domnilor, este ziua voastră norocoasă, pregătiți-vă să redeveniți oameni. Bun, deci meseriile pentru băieții ăștia vor fi toolsmith, weaponsmith și armurier, însă au un lucru în comun toate, o să pot să le vând fier. Doi dintre ei au cooperat, însă al treilea, după cum vedeți, a scăpat și momentan nu știu ce face, să roagă la acel stâlp, nu înțeleg exact. Și într-un final, după nu cele mai frumoase vorbe, am reușit să-l aduc cu picioarele pe pământ. Ce voia de acolo era un butoi, el voia să fie pescar, însă eu am altă părere. Da, băieții ăștia nu sunt cei mai inteligenți, însă își fac treaba. Ok, hai să mergem la spawn să vedem cât fier s-a strâns. Și văd că am reușit să strângem destul de mult. În cazul în care nu știați, dacă faceți o fermă de iron la spawn, aceasta o să funcționeze întotdeauna, indiferent unde v-ați afla voi în overworld. Mi se pare ferma perfectă să funcționeze în background, pur și simplu pentru că nu trebuie să stai lângă ea. În cazul în care sunteți interesați și voi să o construiți, am un tutorial la mine pe canal în care explic pas cu pas ce trebuie să faceți, vă las un link pe ecran și până una alta, hai să ne luăm fierul și să mergem acasă. Domnilor, v-am adus foarte mult fier, așa că vă rog frumos, oferiți-mi cel mai bun deal al vostru. Și am reușit să strâng 2 stacuri destul de repede. Posibil dacă persist cu trade-urile, când o să ne facem beacon, va fi de emerald. Dar până una alta, hai să mergem să dormim, că este noapte și plouă. Din nou. Și ce naiba e cu ăștia? Au venit să ne fure diamantele din mină? Nu cât timp eu și Nico suntem aici.
Domnilor, intrarea pe timp de noapte este complet interzisă și se pedepsește ca atare. Vă rog frumos să vă retrageți de bunăvoie sau o să folosim forța. Bine, deja fac asta, însă încercam să fiu și eu puțin diplomat. Doar nu credeți că o să-i conduc pur și simplu afară din regat, nu? Și uite, exact așa ajunge cine ne atacă. Sper să se gândească de două ori înainte să mai vină. Cât am stat să construiesc în zonă, am făcut trade-uri și cu guștere ăștia și 53 de blocuri de emerald în două zile de Minecraft. Să nu-mi spună mie cineva că villagerii nu sunt OP. Foarte posibil ca în 1.21 să-și ia nerf. Dacă zombifici villagerii de nu știu câte ori, poți ajunge să vinzi un băț pentru un emerald. Nu prea este corect. Însă lăsăm asta deoparte, astăzi băieți și fete, mergem în Nether. Bun, o să ne luăm la noi câte o poțiune de fire resistance în caz că se întâmplă și cădem în lavă, eu sper să nu. Dar dacă se întâmplă, măcar să fim pregătiți. Ok, avem poțiunea, avem două toteme, avem și casca de gold. Hai să mergem. Sunt aici cu băieții pe spate, ce faceți băieți? Ați dat subscribe la canal, dacă nu, dați de grabă și o să primiți un gold ingot în schimb. Există două tipuri de zile în Nether. Zilele în care găsești o fortăreață în 5 minute și cele în care o găsești într-o oră, două. Eu sper să ne încadrăm la prima variantă. Însă, astăzi norocul este de partea noastră. Se pare că avem o fortăreață camuflată acolo în depărtare. Dacă nu aveam Optifine, nu cred că o vedeam. Și acum este timpul să facem una dintre cele mai annoying chestii de pe Minecraft. Poduri cu spatele, peste lacuri de lavă. Da, mă băieți, și am intrat în fortăreață, însă nu prea am ce să vă arăt, că nu este nimic aici, niciun chest, niciun spawner, efectiv fortăreața asta e goală. Așa că o să mergem să căutăm alta. Și în sfârșit am mai găsit încă o fortăreață, eu sper ca de data asta să fie cu noroc. Măcar un spawner, atâta cer. Și ce zăresc acolo în depărtare, e cumva un bastion? Hai să-i luăm coordonatele, că în episodul viitor o să mergem și prin astea. Ups, am dat spoiler. Efectiv e haos aici în fortăreață, hai să ne batem puțin cu ei să vedem câte blaze-uri putem să obținem. Și următoarea jumătate de oră ne-am petrecut-o bătând tot ce ne-a ieșit în cale în această fortăreață. Am reușit să facem rost de destul de multe blaze roduri, însă cel mai important lucru pe care l-am obținut sunt 3 capete de Wither Skeleton care ne vor ajuta pe viitor să punem bazele unui beacon. Și văd că sunt destul de multe chesturi pe aici, însă cam toate sunt garbage. Ok, îmi retrag cuvintele. Armor trimul ăsta e destul de valoros. Bun, hai să mergem acasă, că am petrecut destul de mult timp aici. Și ca să ajungem foarte repede, o să o luăm pe acoperișul Nether-ului. Ok, și ce se vede în depărtare? Ferma de Hoglin și portalul către casă. În sfârșit am ajuns. Și primul lucru pe care vreau să-l fac este să-mi fac un Ender Chest. Ok, acum hai să trecem la proiectul pe care vreau să-l fac azi. Astăzi, băieți și fete, o să facem un basement acestei case. Unde o să vreau să ne ocupăm exclusiv de craftarea poțiunilor. Însă nu vreau să facem asta pur și simplu să punem un brewing stand, vreau să o facem cu stil. Deci fiecare poțiune să aibă locul ei bine organizat ca să ne fie ușor să le folosim și ca să arate și bine. După cum poate v-am obișnuit pe seria de Minecraft, îmi place ca lucrurile pe care le creez să fie detaliate. Însă acest lucru necesită timp și răbdare. O să începem prin a coborâ 10-15 blocuri, apoi o să facem o cameră. Și aparent am ajuns în această zonă, unde dacă o să spargem aici, e și mânsat. Dar eu cred că avem suficient spațiu chiar și așa. Bun, hai să peciuim puțin din găurile de pe aici și să încercăm să dăm o formă acestei camere. O să merg să-mi iau ceva materiale și o să începem transformarea camerei. Bun, hai să începem prin a plasa acești bușteni de sprus. Ok, aici o să punem sprus în acest fel. Eu zic că arată destul de bine la nivel de detaliu. Mergem cu scări dintr-un capăt în altul ca să dăm un contur camerei. Și acum o să dăm o mică fugă până în Nether să luăm niște shroom light-uri, că am o idee.
Și ia uitați peste cine am dat în timp ce mă întorceam acasă. Vi-l prezint pe Dexter, el va fi șeful acestui loc. Și desigur, tot pe el îl vom folosi și pentru primele experimente din acest laborator. Însă, ce să facem? Riscul meseriei. Bun, hai să ne vedem de treabă. Mă gândesc că butoaiele aici ar arăta destul de bine și suntem și lag-friendly. Și pentru a lumina camera, posibil că shroom light-urile sunt cea mai bună decizie. În această zonă, mă gândesc că ar da bine o sursă de apă ca să avem unde să ne facem refile-ul la sticluțe de fiecare dată. Și o să facem și pentru partea cealaltă una identică, doar de dragul simetriei. Ok, și ce părere aveți? Am dat o mică formă tavanului, momentan știu, nu arată cine știe ce, dar doar aveți răbdare, că o să arate bine. Hocus pocus, abracadabra și mi-a luat cam o oră să construiesc acest tavan. Data viitoare, băieți și fete, cred că îl facem drept. Glumesc, bineînțeles că o să luăm calea mai grea de fiecare dată, pentru că drumul cel lung întotdeauna va fi mai lung decât drumul cel scurt. Are sens, nu? Bun, hai să-i dăm și lui Gușterul ăsta numele oficial și hai să punem și piesa de rezistență, un Spore Blossom. Și în sfârșit pot spune că acest loc prinde contur și începe să-mi placă. Ok, și înainte să continuăm cu acest proiect, hai să mergem să punem numele snifferilor. Și nu am name tag-uri, însă avem emeralde. Bun, deci numele pentru sniffer le-am ales de la primele 3 persoane care au comentat. O avem aici pe Snifania, pe Mișu și bineînțeles, ultimul, dar nu cel din urmă, Pablo. Și am un anunț foarte important de făcut. Băieți și fete, suntem în ziua 500. Ăsta este un milestone destul de important pentru mine și sper că în același timp și pentru voi. Și cu ocazia asta vreau să vă adresez o întrebare. Ce părere aveți despre această serie de Minecraft Hardcore? Am făcut prea multe lucruri, prea puține în 500 de zile. Nu știu, vreau să aud o părere sinceră. Indiferent că va fi aceea bună sau rea. Ok, hai să revenim la treabă și o să am nevoie pentru început de 12 brewing stand-uri. Destul de ieftin de craftat aceste chestii, dar mie îmi convine. Ah, și sincer să fiu cu voi, nu era ziua 500 cu adevărat dacă nu ploua pe această lume. În ziua 1 a plouat, trebuia să plouă și acum. Și pentru a ne fi foarte ușor să identificăm locul poțiunilor, mă gândeam că ne-am putea folosi de sign-uri. Ok, și avem Regeneration, Swiftness, Fire Resistance, Healing, Night Vision, Strength, Water Breathing, Leaping, Slow Falling și ultimele 3, Weakness, Invisibility și Potion of Turtle Master. Cine naiba a auzit de asta? Și da, știu, au mai rămas cele cu efecte negative pe care oricum nu le folosește nimeni. Poison or Slowness. Singura dată când o să le craftez și când o să-mi trebuiască cu adevărat va fi acel moment când o să fac achievement-ul ăla de trebuie să ai toate efectele poțiunilor în același timp. În rest, nu știu la ce mi-ar fi folositoare. Și după cum foarte mulți dintre voi știți, în Minecraft 1.20 poțiunilor li s-a schimbat puțin culoarea și mă gândeam că am putea să punem pe sign-uri în dreptul lor culoarea respectivă fiecăreia. Apoi să dăm cu Glowing Sack și cred că o să arate destul de bine. Majoritatea ingredientelor le am, însă hai să mergem puțin în deșert să luăm câteva picioare de iepure. Cum sună asta? Și m-am dus la vânătoare de iepuri. Ok, băieți și fete, am craftat 3 poțiuni din fiecare sortiment și acum mai am o problemă, încerc să-mi dau seama cam ce culoare s-ar potrivi fiecăreia. Așa că revin când m-am decis că nu vreau să vă plictisesc. Și ce părere aveți? Arată bine? Vedeți măcar să citiți ce e aici? Da, nici eu. Așa că hai să facem puțină magie folosindu-ne de glowing sack-uri. Pentru toate persoanele care spun că Glow Squid-ul este useless și că a fost votat degeaba în Minecraft, aveți dreptate, chiar e inutil. Însă, trebuie să recunoașteți, camera asta arată foarte bine. Și dacă tot arată așa de bine, hai totuși să-i facem și o podea. Și mă gândeam că o combinație între Dark Oak Logs și Note Block-uri o să meargă perfect. Într-un final am reușit și am terminat podeaua. M-a costat mai mult lemn decât mă așteptam, dar îmi place. Chiar îmi place cum a ieșit.
Și m-am gândit foarte bine și am decis că aici ar merge o cameră de Netherworld. Spațiul ăsta pur și simplu nu avem ce face cu el, așa că hai să-l folosim. Suntem aproape gata cu această cameră și încercam aici un mic design între Soul Sand și Soul Soil, însă mixul ăsta nu prea merge, că pe sol nu crește Netherworld, deci îmi e cam inutil. Și ce părere aveți de această cameră? Arată bine, mie îmi place destul de mult că pot vedea pe geam ce se întâmplă înăuntru, nu trebuie să intru de fiecare dată să verific dacă au crescut. Băie și fete, îi fac o cameră lui Dexter, dar în acest perete o să mai fac încă una și vă las pe voi să decideți cum va fi. Așa că lăsați-mi ideile voastre în secțiunea de comentarii, de la tavan, la podea, până la decorațiuni, și dacă îmi place o idee destul de mult, o să încerc să o recreez în această cameră. Însă, dimensiunile maxime vă rog să fie de 7 pe 7 cu 5 înălțime. Ok, Dexter, hai să te conduc în noua ta cameră, care îți va fi locuință pentru o eternitate, sau măcar până o să mor eu pe lumea de Minecraft, dar până atunci tu stai aici. Să știți că fântâna aceea nu este făcută pentru așa ceva, așa că vă rog să poftiți afară. Ok, eu cum am ajuns aici? În episodul de astăzi aș vrea să-mi îmbunătățesc armura de la cea de Diamond la cea de Netherite, însă nu prea știu cum să fac asta și mă gândeam că ar trebui să mergem în sat să întrebăm villagerii. Dar înainte să mergem în sat, hai să punem item frame-urile astea aici. În aceste butoaie o să stochez redstone, glowstone, gunpowder și diferite ingrediente. Ia spune-mi, te rog, ai idee cum aș putea face full Netherite? Îți pot oferi orice în schimb pentru ajutorul tău. Bineînțeles că știu cum se face Netherite-ul, nu vezi, am petec la ochi și toate alea. Însă, dacă spune, vrei să te spune. Ajut, va trebui să-mi construiești o fierărie. Nu poți să lucrezi aici. Haide, acum du-te, ai treabă. Ok, cred că știm ce facem astăzi. O să construim o fierărie. Pentru că îmi doresc foarte, foarte mult acea armură de Netherite, așa că hai să strângem materialele. Și uite aici, Diamond-ul pe ștup, pentru că n-ai mai mâncat de vreo 50 de zile pe Minecraft, spre rușinea mea. Și desigur, unul și pentru tine, Asela. Ne vedem într-o sută de zile. O să o facem prin această zonă, însă ar cam trebui să facem puțin terraforming, așa că hai pe săpat! Hai că aproape am terminat, am reparat și zidul și avem o zonă dreaptă, construibilă, exact cum ar trebui să fie. Ok, dacă tot este noapte, hai să vă învăț cum să obțineți un music disc foarte ușor. Vă trebuie un schelete și un creeper. Prima dată îi dați o critică la acest creeper, încât să rămână cu foarte puțină viață. Iar mai apoi încercați să-l aliniați cu scheletele, încât săgețile pe care el o să le tragă, o să lovească creeperul. A few minutes later. Și uite așa se obține un disc pe Minecraft. Trebuie să faci ca un creeper să moară de săgeata unui schelete. Zona este pregătită, poate între timp se oprește și ploaia, așa că hai să mergem să adunăm materialele. O să luăm câteva stacuri de andesite, puțin diorite, calcite cu siguranță o să folosim, bricuri pentru a face șemineul și bineînțeles că iar plouă. De fapt nu, e furtună. Bă, ia uite-l mă pe ăsta micu. Un măr pe zi ține doctorul departe, dar eu nu sunt doctor. Cam astea sunt materialele ce am reușit să le strâng, eu sper să fie suficiente, dacă nu, merg și mai iau, aștept să treacă ploaia și cred că știm cu toții pentru ce este timpul. Timelapse! Și cam asta este fierăria, băie și fete. Momentan este goală, însă nu pentru mult timp. Ok, bun, începem cu podeaua. Pentru ea m-am gândit că am putea să facem o combinație între stone și polish basalt. Până la urmă aici se depozitează lucruri grele, armuri, minereuri, deci vrem ca podeaua de la parter să fie rezistentă.
Și cam ăsta e rezultatul, arată surprinzător de bine. Hai să băgăm și două campfire-uri aici ca să dăm puțină viață forjei, un pic de storage room pentru fierarii noștri, pe care o să ne folosim tot noi, însă e făcut pentru ei, și în afara fierăriei mă gândeam să punem coach dirt, semn că lumea vine aici să-și repare uneltele, armele, armurile și ce mai au ei. Câteva haybel-uri aici și bineînțeles că nu avea cum să lipsească căulul din decor, până la urmă cu ce alimentăm fierăria. Și m-am gândit să le fac și ceva la fierare aici sus la etaj, ca să nu lăsăm camera goală. Două paturi, câteva bookshelf-uri și un mic șemineu ar trebui să umple acest gol. Bun, hai să-l aducem pe gușterul aici ca să ne facă netherite. Haide domnule, vă rog frumos, urcați în minecart, o să vă ducem cu expresul. Nu, du-te înapoi. Ok, am făcut exact ce m-ai pus, ți-am construit fierăria, acum poți să-mi faci netherite. Bineînțeles că nu pot să-ți fac, din ce să-ți fac, din nimic, du-te în Nether și adă-m Ancient Debris. Păi și unde găsesc acest material? În Nether, bineînțeles, ți-am spus mai devreme. Ok, deci trebuie să mergem să căutăm acest material, însă o să o iau și pe Nico cu mine. Deoarece știți vorba mea, două inventare sunt mai bune decât unul, mai ales dacă le umpli cu netherrack. Planul stă în felul următor, mergem în deșert să luăm nisip, trecem pe la ferma de creeper să luăm gunpowder, facem TNT și aruncăm netherul în aer. Și unde era deșertul? -1900, ok. Și ia uitați cât de frumos este acest loc. Chiar ar merge pe aici construi ceva. Nu am construit niciodată în deșert sau în mesa, deci ar fi un challenge pentru mine. Și uite așa, eu cu Nico ne-am umplut câte un inventar de sand și am plecat de grabă către ferma de gunpowder. Am reușit să craftez un stack și 25 de bucăți de TNT, are și Nico un stack, așa că hai în Nether. Și să înceapă marea bubuială, care credeți dintre noi că o să adune mai mult netherite? Și următoarele două ore ni le-am petrecut minând după Ancient Debris. A fost o sesiune destul de lungă și plictisitoare, însă am făcut și câteva nivele și gold și vă arăt imediat și rezultatul final. Eu am găsit 15 bucăți, Nico 24, mai avem 9 acasă, ar trebui să fie suficient măcar pentru armuri. Hai să mergem acasă că deja văd roșu în fața ochilor. V-ați prins? Uite, ți-am adus Ancient Debris, acum poți să-mi faci nenorocirea aia de armură? Din păcate, chiar nu pot să ți-o fac. Păi de ce? Am nevoie de o diagramă care se găsește exclusiv în bastioane în Nether și este păzită de piglin. Deci tu vrei să-mi spui că ar trebui să mă duc să-mi risc viața pentru nu știu ce diagramă, nu știu ce bastion? Da, exact, ai înțeles ideea perfect. Haide, pleacă. Ok, deci băiatul ăsta a început să mă calce pe nervi, însă o să fac și acest lucru. Posibil ultimul lucru pe care îl fac pentru el. Dar înainte să plecăm, cred că ar fi cazul să-mi fac și eu un arc. Pentru că bastioanele sunt locuri destul de periculoase și dacă mergi nepregătit, s-ar putea să nu te mai întorci. Power 2 cu Power 2 dau Power 3. Bun, avem și Power 4 și ultima combinație, Power 5, și avem arcul aproape perfect. Și după cum vedeți, avem 42 de nivele. Am stat puțin AFK la ferma de blazuri, vă las un link pe ecran dacă vreți să vedeți și voi cu un tutorial. Pe sabie am sharpness, looting și am breaking, însă nu am sweeping edge, dar dăm la enchant că poate ne pică. A fost mai rapid decât mă așteptam, am pierdut doar 3 nivele, mie-mi convine. Ok, și suntem gata de plecare. Mi-am pregătit câteva toteme, avem și poțiuni, nu prea cred că are ce să se întâmple rău, așa că hai să mergem. Ok, mergem spre ferma de blazuri, deoarece știu cu siguranță că am văzut un bastion în acea zonă. Aparent pe drum am reușit să dăm de altul, așa că ne oprim aici. Ok, hai să intrăm să vedem dacă e cineva acasă. Bună ziua, am venit să cumpăr netherite upgrade, îmi dați voi sau mă servesc eu? Să știți că nu este politicos să nu răspundeți când sunteți întrebați, da? Ok, Nico, hai să învățăm pe băieții ăștia bunele maniere, că aparent nu au cei 7 ani de acasă. Sau mai bine spus, cei 7 ani din Nether? Ha, ok, mă opresc. Oh, dar ce-mi văd mie ochii aici? Gold. Și le-am spart și spawner-ul, nici că poate fi mai bine. Și din câte știu, aceste bastioane de tip treasure sunt cele mai periculoase, însă au o șansă de 100% să conțină netherite upgrade în chestul de jos. Ok, hai să tragem goldul ăsta pe dreapta, că o să ne trebuiască cu siguranță. Și ce avem aici? Netherite upgrade, exact ce ziceam. Însă doar acest chest are cu siguranță întotdeauna diagramă. Celelalte au o șansă de doar 10%, ceea ce mi se pare foarte puțin. Dacă ai o zi proastă, poți să explorezi și 2-3 bastioane fără să o găsești.
Hai să ne mai uităm puțin prin zonă, că abia ce am ajuns. Și deja și plecăm. Când raidați bastioane, la ăștia cu topor trebuie să aveți cea mai mare grijă, că dau foarte tare și nici scutul nu prea este eficient împotriva lor. Însă priviți partea bună, odată ce ați omorât toate brutele, n-o să se mai spawneze altele. M-am oprit puțin să fac trade-uri cu piglinii pentru Soul Speed 3 și uitați și voi ce e aici. Zici că au știut băieții că am furat goldul de la ei. Ok, mai încerc cu ce mi-a rămas și mă duc acasă. Poftim, ți-am adus și diagrama, acum poți să-mi îmbunătățești armura? Păi vezi, tu nu prea pot, deoarece o să mai am nevoie de... Ba nu, eu cred că nu o să mai ai nevoie de nimic după ce o să-ți fac. Vezi săgeata asta? Este foarte puțin probabil ca pe a doua să o mai vezi, așa că te rog frumos să cooperezi. Ok, gata, vă ajut. Vezi acolo sub acel chest, ai o manetă, dă-i de ea. Sper că nu pui nimic la cale. Sunt 100% sigur că asta nu era aici când am construit fierăria. Hai să vedem unde duce. Domnișoarele primele. Nu e că sunt speria sau ceva să merg înainte. Wow, și ce naiba mai e și locul ăsta? Pare un fel de forjă, antică aș putea spune. Și arhitectura asta este foarte asemănătoare cu cea a bastioanelor din Nether. Ceea ce mă face să-mi pun întrebarea, oare a fost construită de piglini? Când încă putea umbla prin Overworld? Și ce avem în aceste chesturi? Gold? Și Netherrack? Și apare Netherrack în combinație cu diamante, poate să duplice această diagramă. Momentul mult așteptat, ești pregătită, Nico? Sper că da. Îmbunătățim și ultimele două piese din armură și suntem full Netherite și nu știu ce ne mai poate înfrânge. De fapt, Ordenul ar putea să ne bată destul de ușor, însă hai să nu stricăm momentul. Numai uitați-vă și voi cât de bine arată această armură și pe cât de frumoasă, pe atât de rezistentă. Dar oare această armură chiar te face invincibil? Hai să o punem la test. Și după cum vedeți, dacă mănânc, mi se regenerează viața înapoi, în timp ce stau în lavă, fără a avea fire protection sau ceva. Acum parcă îmi dau seama de ce au făcut netherite-ul așa de rar. Și dacă tot avem și armor trimuri, hai să ne punem și din astea, ca să fim compleți. Aș merge pe ametist, însă și diamond-ul arată destul de bine. Grea decizie. Revin cu voi când m-am gândit. One eternity later. Și cât lucram la fierărie, am reușit să capturez un gușter din ăsta care, după cum vedeți, are outfit-ul diferit. Și mă gândeam că ar fi foarte, foarte tare dacă pe viitor am reușit să avem villageri cu toate outfit-urile aici la noi în sat. Inclusiv cei din junglă și mlaștină, care sunt destul de greu de obținut. Ok, și după cum știți, în primele episoade am descoperit un Ancient City fix sub acest sat. Dar, ca să facem treaba cum trebuie, o să avem nevoie de lână și poțiuni de Night Vision. O să craftăm foarte ușor poțiunile în laborator și lână luăm de la ferma de oi. Însă avem o mică problemă. Mi-am dat seama că nu am o fermă de oi, dar am o idee. Și până să o punem în practică, hai să dăm o fugă până la spawn să vedem cât fier s-a mai strâns. Dacă mai stăteam puțin, chestia asta dădea pe afară. Efectiv, toate chesturile sunt pline. Hai să le convertim repede în blocuri, că cine știe, poate cândva o să avem nevoie de foarte mult fier. Și cam ăsta e fierul după ce l-am făcut blocuri. Vă las un link pe ecran dacă vreți să construiți și voi ferma. Și uite așa se face lâna în cel mai easy mod posibil. Spargem ăsta, dăm repede de manetă și avem string infinit. Și bineînțeles din string putem să facem lână. Microferma asta produce undeva la 30.000 string pe oră. Nu știu cum ăștia de la Mojang încă n-au peciuit-o. O avem aici pe Nico care ne pregătește poțiunile de Night Vision ca să vedem și noi ce facem prin Ancient City. Ok, și 12 cu 12 ar trebui să fie suficiente. Deci, obiectivele principale ar fi să intrăm și să împrumutăm toate lucrurile de aici fără să trezim Warden-ul. Și zic bine am împrumutat pentru că nu le furăm. E la fel ca atunci când împrumuți o brichetă sau un pix cuiva. Teoretic, încă îți aparțin. Practic, n-o să le mai vezi înapoi. Și în primul chest avem... Hai să fim serioși, chiar ați crezut așa ceva? Și cam așa arată locul ăsta fără Night Vision. Abia de o văd pe Nico și e aici lângă mine. Hai să facem puțină lumină. Bem poțiunea și... voila! Și în sfârșit vedem și noi pe unde mergem. Ok, hai să spargem shrieker-ul ăsta. Și voi dispăreți din calea mea. Aoleu, nu știu ce naiba fac aici. Poate ar trebui să am puțin mai multă grijă. Swift Sneak aici oare...
Nu de data asta. Însă poate aici sus avem ceva bun. Poate aici? Oh, și-am dat peste Ward Armor Trim. Și de ce naiba se aud tunetele astea? Hău, cu eficiență 5, din nou. Și aparent Nico a făcut o descoperire cât eu lutam prin zona. Băie și fete, nu o să vă vină să credeți ce se află în acest cufăr. Silence Armor Trim. Chestia asta are șanse de doar 2% să se spawneze într-un Ancient City. Deci noroc mai mare ca ăsta, chiar că nu am avut în viața mea. Acum o să apară haterii și o să spună: l-ai pus tu acolo pe creative. Așa că poftiți aici coordonatele. Și bineînțeles, și seed-ul. Și nu, chiar nu-mi pasă ce spun haterii, pentru că haters gonna hate, nu? M-am gândit că unii dintre voi oricum o să-mi cereți harta, așa că uitați-o aici. Bun, hai acasă, avem două cărți de Swift Sneak, ambele armor trimuri, nu mai avem la acesta. Ne punem și ultimul enchant pe pantaloni, Hextech Rocket Belt. Și pentru cunoscători este un item din League of Legends. Da, mă joc și acest joc și sunt divizie foarte mare chiar. Glumesc, sunt gold. Deci efectiv de când sunt aici mi s-au spawnat o grămadă de gușteri din ăștia. Și locul tău e în barcă lângă fratele tău. Mă duc să bat un dragon și revin și la voi. Ultima noapte de somn înainte de marea bătălie. Sper să nu fie ultima de pe serie. Și uite așa a început călătoria noastră. Și am mers și am tot mers. De fapt nu am mers chiar așa de mult, Stronghold-ul a fost aproape, dar am spus povestea în acest fel pentru efectul dramatic, înțelegeți voi. Ok, și sunt sigur că pe aici este, tot mă duce înainte și înapoi. Și era fix aici sub nasul nostru, gata, gata să-l ratăm. Hai să vedem dacă e cineva acasă. Arată groaznic Stronghold-ul ăsta, nu știu ce-i cu generarea asta. Numai uitați-vă și voi, e complet distrus. Cred că o să dureze ceva până găsesc portalul. Bă, dar ce naiba e în neregulă cu locul ăsta, că tot am impresia că mă învârt în cerc și nu găsesc nimic altceva. Nu cred! Deci nu cred! Tu vezi? Deci Stronghold-ul ăsta dă într-un Ancient City. Facem un screenshot și revenim aici cu altă ocazie. Am găsit și biblioteca. Sau măcar ce-a mai rămas din ea. Nu știu de voi ce chestii ciudate mai întâlniți pe Minecraft, însă pentru mine Stronghold-ul ăsta le depășește pe toate. Am găsit și camera portalului 10.000 de ani mai târziu, a trebuit să spart toți pereții pe aici că era ascunsă. Numai eu am o senzație aiurea când mă bag în portalul ăsta, hai, 3, 2, 1 și... Și iată-ne aici. E spawnul perfect, dar nici cel mai rău. Ok, hai să colectăm această chestie pe care oricum nimeni nu o folosește. Și uite așa a început lupta cu dragonul, care sincer are nevoie de un buff. E mult prea ușor de înfrânt în comparație cu Wither-ul, sau să nu mai zic de Warden. Ce pot să spun, cu adevărat epic acest spectacol și ăsta ne-a fost și dragonul. Rest in peace. Mai ne rămân amintire doar aceste nivele. Sad moment. Ok, hai să mergem și noi după Elytra. Altă chestie annoying de făcut, efectiv nu au putut veni cu altă idee. Să dau cu perla într-o gaură. Serios? Unde sunt? În void? Am murit? Acceptabil spawn, pe pământ. De obicei... Bă, ești nebun. Deci, efectiv... Nu știu de unde atâta noroc. Bun, hai să facem rost de două Elytra, să adunăm câteva shulker shell-uri și să mergem acasă, că avem și alte treburi. Hai să vedem, mai știm să zburăm. Și aparent, nu am uitat niciodată. Ok, acum hai să-i găsim și lui Nico o pereche de aripi. A durat mai puțin decât mă așteptam. Hai să mergem acasă că mi-e de ajuns cu șulcărele pe azi. Și acum o să fac o chestie care mi-a fost silă să o fac în 500 de zile, dar sunt nevoit. Un villager cu Unbreaking 3. Și nu știu eu prea multe chestii, dar știu cu siguranță că această carte pică al naibii de greu. Oh, bine ați venit în lumea reală, acum sunteți liberi. De fapt nu sunteți, dar dacă îmi dați Unbreaking, o să fiți. Deci nu o să vă vină să credeți cât de mult a putut să dureze această chestie.
A trebuit să spar lectarnul ăsta de vreo 500 de ori și unul dintre villageri a sfârșit din păcate sub lama toporului lui Nico. Nu spun nimic, în loc de click dreapta și-a luat click stânga. Dar văd că nu este o problemă majoră repopularea, aparent fierarul și acest villager se înțeleg foarte bine. Se pun bazele unei familii frumoase aici în pod. Și doar nu credeți că o să încheiem episodul fără a construi ceva, nu? O să construim un shrine pentru oul de dragon, un loc unde să-l expunem. Un artefact de valoarea lui nu merită ținut în chest. Așa că hai să mergem să ne strângem materialele. Am adus aici puțin cupru la Super Smelter, ar trebui să se prăjească de grabă. Dacă tot e piatra aici, o să o luăm și pe asta. Între timp m-am ocupat și de treaba de fermier, am cules grâul și acum hai să vedem cât pect mud putem să facem. Aceste stacuri ar trebui să fie mai mult decât suficiente. Și bineînțeles că nu avea cum să lipsească din peisaj Deep Slate-ul. Pot spune că acesta este blocul meu preferat. Și pentru cei care ați rămas până aici, care este blocul vostru favorit de construit? Scrieți-mi în comentarii. Și știți cum sunt eu, îmi place să fac un episod complet, așa că uitați aici și puțin ASMR. Nice. Bun, hai să vă arăt zona unde o să fie localizată această construcție. Și va fi localizată pe undeva pe aici, pe cel mai înalt punct al acestui munte. Și unii dintre voi o să vă întrebați, bă, dar de ce aici? Așa că o să vă răspund. În această zonă, băieți și fete, o să-mi construiesc un castel. Și bineînțeles că am un plan făcut cum să conectez satul de acest loc, dar nu vă spun mai mult. Că după aceea se pierde hype-ul și vreau să vă surprind. Ok, hai să revenim la construcția de astăzi. O să încep prin a da puțin zăpada la o parte. Mi-am pregătit materialele, am tras o gură de aer revigorant aici pe vârf de munte... Și cred că știm cu toții pentru ce este timpul. 3, 2, 1 și timelapse! Și în sfârșit este gata. Am făcut și acest tavan care, ca de obicei, a durat extrem de mult, dar ce să fac, nu pot să mă abțin. Dar nu asta contează, hai să vedem cum arată acest loc din exterior. Tadam! Nu știu ce părere aveți voi, dar cred că am ales locul perfect. Chiar mi se pare foarte, foarte tare. Ok, hai să lăsăm asta și să ne ocupăm și de interior, că doar nu o să punem oul pe podea, nu? Și pe jos mă gândesc că o să punem stone cu andesite și mossy cobblestone. Ar trebui să funcționeze. Să nu uităm de lumini, că nu vreau să se spawneze monștri. Și spuneți-mi voi mie că nu este epic acest peisaj. Să stai aici sus în timp ce afară ninge liniștit, să meditezi la viitoarele construcții pe care vrei să le faci. Nu știu, mie personal îmi place. Punem câteva trepte aici, polish basalt și polish andesite. Băgăm câteva shroom light-uri aici că este destul de întuneric, nu o să se prindă nimeni că le-am ascuns. Și piesa de rezistență pe care va sta oul, un lodestone. Da, știu, nu se merită de fel chestia asta craftată, mai ales pe hardcore. Și nici măcar n-am avut netherite eu, l-am împrumutat de la Nico, fără ca ea să știe. Și în sfârșit, momentul mult așteptat. Și acesta va fi locul oului pentru o eternitate. De fapt până murim noi doar. Da mă băieți și fete, și în sfârșit am ajuns la capătul acestui drum. Pentru foarte mulți în acest joc, acesta reprezintă finalul. Și teoretic, este finalul.
dar nu și pentru noi. Adevărata limită pentru mine în acest joc va fi când nu voi mai avea imaginație să creez alte chestii. Știu, sună trist, dar ăsta este adevărul pentru foarte mulți dintre noi. Și ca să închei pe o notă prietenoasă, vrem să vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea, iar pentru cei care nu sunteți abonați, dar totuși ați vizionat până în acest punct, o puteți face și voi. Deci doar uitați-vă câți câini sunt aici. Și nu e numai asta, se spawnează o grămadă de chestii. Dacă știe cineva să-mi dea o explicație, e binevenit. După cum vedeți aici, avem foarte, foarte multe găini spawnate. Așa că o să le adunăm într-o groapă și o să le facem Wither Rose. Și acum să apară comentariile de genul: în spatele fiecărui trandafir stă o găină ce a vrut să trăiască. Deci uitați-vă și voi ce e aici, oameni buni. Cred că aceste găini plănuiau o invazie secretă a regatului nostru. Foarte bine că le-am descoperit. Așa se făceau Iron Golemii, parcă, nu? Alex din viitor aici, nu așa se fac Iron Golemii și o să-mi dau seama în cel mai stupid mod. Bun, mă băieți, planul stă în felul următor: o să pun capetele, apoi o să dau cu shears-ul pe dovleci și o să am Iron Golemii care o să mă ajute. Momentul adevărului. Sper că m-am îndepărtat suficient. Nu merge? De ce naiba nu merge? Erau destul de bune Iron Golemii, că tancau pentru noi. Nu înțeleg unde am greșit, în fine. Și după cum puteți vedea, nu prea reușeam nici să fug, nici să-l lovesc. Deci mi-e extrem de greu să ripostez înapoi. Și bineînțeles că eu m-am ascuns într-o peșteră cât Nico s-a bătut cu Wither-ul afară. Da, știu, foarte rușinos. Și doar uitați cum încercam să urc sus și nu reușeam. Însă, acum Nico era în situația mea, prinsă în peșteră. Știam cu siguranță că din acest râu, doar unul dintre noi va ieși în viață. Și bineînțeles că noi am fost cei victorioși. Sincer, a fost mai greu decât mă așteptam. În sfârșit, am adus beacon-ul acasă. Bun, să vedem dacă mai știm să-l folosim. Parcă trebuia să punem aici un lingou. Și o să ne luăm haste 2. Ah, perfect. Și lucrurile vor fi mai simple de aici. Deci, cum spuneam, astăzi o să fac o casă pentru fiecare villager în parte, mai exact pentru fiecare meserie. Butcher, librarian, shepherd, etc. Planul stă în felul următor: o să ne mai ridicăm pe acolo pe undeva cu încă un zid de genul și mai sus pe acel platou o să fac terraforming și o să mai avem încă un layer construibil. Ok, hai să trecem direct la acțiune. Cât eu o să mă ocup să nivelez zona, să-mi dau seama ce o să construiesc și unde, Nico o să se ocupe să dărame casele și să ducă toate materialele astea împrăștiate în noul nostru storage room. Și asta e camera de stocare ultra eficientă. Da, la ce vă așteptați să fac în 5 minute? Nu mă judecați. Și uite așa se duc ultimele blocuri din casa în care am stat pentru prima dată pe această serie. Sper ca toate construcțiile ce o să le fac azi să acopere acest gol. Bun, am terminat o parte din zid și acum o să fac terraforming să văd cum vine al doilea layer. Și ca să fie treaba, o să punem două layere de dirt. Siguranța e pe primul loc. Și bineînțeles că nu scăpăm așa ușor, o să trebuiască să facem terraforming și în spatele meu. Aia e. Și încep să înțeleg de ce oamenii aleg câmpiile ca și bază. Pur și simplu nu trebuie să faci atâta terraforming. Încă o zi, încă un zid construit. Dar arată foarte bine. Aproape am terminat și cu texturarea și în sfârșit putem să facem și altceva. Bun, mai băieți și fete, este timpul să mergem în aventură. Și prin aventură mă refer că o să mergem să căutăm o pădure de sprus din aceea înaltă ca să luăm lemn ușor și poate găsim și calcite pe drum. Și sincer să fiu cu voi, nu vreau să vă plictisesc cum caut eu materiale și alte chestii, așa că vă fac direct rezumatul. Am reușit să găsim calcite, gravel și mi s-a părut foarte tare și satisfying acest timelapse în care defrișez această pădure. Bine, posibil că pădurea n-a fost mulțumită de ceea ce am făcut, dar o să replantăm noi. Cândva. Odată ca niciodată. Adică niciodată. Așteptăm să treacă ploaia și ne punem pe treabă.
Și m-am gândit că în această zonă, băieți și fete, să construim casa pentru Fletcher. Și da, vreau să fie aproape de fierărie, că oarecum cele două au o legătură. Bun, hai, gata cu vorbăria, să-i dăm drumul să vedem ce iese. Designul este unul destul de simplu, asemănător cu ceea ce am construit până acum. Mi s-a părut destul de tare să construiesc și un mic turn. Și bineînțeles, nu avea cum să lipsească locul unde arcașii se antrenează. Arată destul de bine, însă nu prea e detaliată, ceea ce nu-mi place. Dar nu e problemă că ne ocupăm chiar acum și de asta. Și ăsta e rezultatul final. Așa că rămâneți cu mine că aceasta este doar prima clădire din cele ce urmează. De aici încolo, lucrurile devin mult mai interesante. Și da, acesta este momentul potrivit în care să lăsați un like acestui clip. Iar pentru cei care nu sunteți abonați, ia vedeți voi cum faceți să loviți acel clopoțel mai tare decât villagerii în timpul unui raid. Da, exact, am făcut o lume de creative doar pentru această scenă. Aia e, atât s-a putut. Și vă rog frumos, dați-mi și mie un nume pentru pisica asta neagră. Și să nu credeți că nu le tratez cum trebuie, la fiecare 50 de zile le dau cât un pește. Și pregătesc aici puțin terenul pentru că urmează o nouă construcție. După cum v-am spus, astăzi suntem puși pe treabă. Exact aici, în spatele meu, o să vină clădirea pentru Stonecutter. Așa că, hai cu timelapse-ul ăla. Am ales acest loc destul de aproape de mine și chiar nu-mi pare rău, pentru că are sens dacă e să ne gândim. Piatra pe care noi o scoatem, o dăm la Stonecutter, acesta o finisează, ca mai apoi să o refolosim. Bun, și hai să-i adăugăm și ultimele detalii. Hai să ne băgăm la somn, pentru că mâine este o zi mare. Băieți și fete, țin să vă anunț că am ajuns în ziua 700. Încet, încet ne apropiem de 1000 de zile și dacă e să ajungem până acolo, vă dau un mic spoiler. O să iau toate episoadele de până acum, o să le reeditez la o calitate cât mai superioară, pentru că primele nu sunt la fel ca ultimele. Și bineînțeles, o să fac un movie din ele care să prezinte progresul nostru de la ziua 0 până la ziua 1000. Dar bineînțeles că nu o să iau episoadele pur și simplu și o să le pun la oaltă și ăla-i filmul. O să aplic cât pot eu de bine toate tehnicile ce le-am învățat în 3 luni de YouTube. Bun, hai să revenim la treburile noastre, cam așa arată casa pentru Stonecutter. Și pot să spun că sunt chiar foarte mulțumit de cum a ieșit, mai puțin de interior, care nu există, dar o să se ocupe Nico de el. Abia ce m-am încălzit, așa că hai la următoarea construcție. Nivelăm puțin zona, pentru că în acest loc o să vină librăria. Nu prea are rost să mai pierdem timpul, îmi pregătesc materialele în această seară și de dimineață direct timelapse. Am ales o formă puțin mai diferită pentru librărie, însă cred că a ieșit destul de bine. Și bineînțeles, clădirea asta fiind una destul de importantă, m-am ocupat și de interior și de exterior. Și cam așa arată librăria de afară. Bun, hai să mergem și în interior. Ce părere aveți, domnilor și domnișoarelor, vă place? Nu e ca și cum am pierdut o oră aici, dar să vă spun sincer, îmi place mai mult să fac designul interior decât cel exterior. Luăm o mică pauză de la construit și mergem să culegem floricele, nu de alta, dar cam le spamam pe alea de la sniffer și arăta ciudat.
Așa că hai cu montajul la plictisitor în care adun floricele pe câmpii, dar totuși îl pun pe clip pentru că am nevoie de încă 10 secunde în plus. Bun, asta a fost. Hai acasă. Vedeți acel loc de deasupra zidului? Bineînțeles că îl vedeți, nu știu de ce pun aceste întrebări. În fine, acolo vor mai fi construite încă 3 case, dar mai înainte trebuie să facem terraforming. Așa că o aștept pe Nico să intre și ne punem pe treabă. Pentru voi 15 secunde, pentru noi nu știu ce naiba a fost în capul meu când m-am decis să fac acest proiect. Așa că enjoy the timelapse! Mi-am pregătit materialele și mă pun direct pe construit. Nu vreau ca zona asta să stea goală mult timp. Și uite așa a apărut clădirea pentru bucătar. Și pentru leather worker. Momentan arată destul de gol locul, însă am câteva idei și cred că o să vă placă. Cam așa arată locul după ce l-am detaliat puțin. Trebuie neapărat să aduc niște porci aici pe care bucătarul îi va transforma în bacon și cotlete. Am făcut o mică fântână aici să se răcorească villagerii. Și bineînțeles, pentru leather worker am pregătit câteva văcuțe. După cum știți, stăm într-o zonă de munte și acești villageri o să aibă nevoie de haine groase iarna. Wow, și dacă e să mă gândesc, cum ar fi ca Minecraft-ul să aibă anotimpuri reale? Vă dați seama că ar implica mecanici noi care cred că ar fi interesante. Bun, și hai să-i dăm bătaie și cu ultimele două construcții. 3, 2, 1, motor, acțiune! Avem aici casa pentru Shepherd, am ales să o fac puțin diferită, să o înveles cu lână, însă pot spune că nu ne-am îndepărtat foarte mult de tematica noastră. Și bineînțeles, la baza acestui munte avem casa cartograferului. Am ales să o fac într-o zonă mai înaltă deoarece m-am gândit că această clădire ar trebui să aibă o viziune mai bună către cer. Și cam acesta este rezultatul final. Am făcut aici un mic stand unde să se vândă lână, bineînțeles o să aducem și oi. Interiorul este unul simplu, nimic complicat. Vreau doar să fie util și să aibă unde să doarmă villagerii. După cum puteți vedea, nu pun fiecare parte în care mă ocup de interioare sau de exterioare, deoarece ar fi destul de plictisitor și repetitiv. Lucrurile de genul în general se fac pe live. Și da, o să începem și noi să facem live-uri, însă întâi vreau să ajung la 1000 de subscriberi, pentru că mai am de pregătit câteva chestii în materie de setup. Și ultimul loc ce a rămas să fie decorat este centrul satului. Exact aici lângă această fântână pe care bineînțeles nu am copiat-o de pe net sau ceva, nu. În zilele ce au urmat am pus couch dirt și gravel ca să detaliez drumurile. Nu m-a putut împiedica nici măcar ploaia de afară. Și o să le construiesc, bineînțeles, villagerilor niște tarabe unde să vândă chestii, deoarece economia acestui village nu se întreține singură. Cumpărăm câteva clopote și suntem aproape gata de inaugurare. În sfârșit, credeam că nu o să mai ajungem în acest moment. Ah, voi mai lipseați, bă, de chestiile astea nu pot să scap nici când. Dacă ar exista o fermă să nu se mai spawneze phantomurile, cred că aș face primul. Hai băieți, în sfârșit a sosit momentul vostru. Știu, ați stat închiși 500 de zile în acest turn. Tot ceea ce am făcut până acum a fost ca să vă țin în siguranță. Așa că nu mă judecați, astăzi sunteți liberi. Este dimineață, ne-am trezit, eu am dormit pe jos deoarece acest villager mi-a luat patul, însă destul de posibil ca în următoarele zile să nu mai dorm așa de confortabil. Bun, hai să facem o mică vizită în centru să vedem cum s-au acomodat băieții. În sfârșit, locul ăsta este plin de viață. Bineînțeles, lucruri de făcut mai sunt. A few minutes later. O să încercăm să rezolvăm problema rachetelor.
Avem o mică fermă de gunpowder, însă nu este suficient, gândindu-ne că suntem doi. Și asta nu este tot. Ferma noastră de sugarcane momentan arată așa. Și da, pot să spun că mi-este puțin rușine. Avem aproape 1000 de zile pe această lume, iar eu culeg acest sugarcane manual, ceea ce nu prea e ok. Însă astăzi vom schimba acest lucru. O să construim o fermă care o să ne producă cele două chestii în același timp. Gunpowder și sugarcane. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să mergem până acasă să ne luăm puțin obsidian, pentru că vom face o călătorie. Ideea este că trebuie să găsim un deep ocean. Așa că hai să mergem. Nici nu mă așteptam, dar efectiv l-am găsit foarte repede. Îmi construiesc un portal pentru că în această zonă o să fie ferma și nu știu de ce am impresia că o să facem destul de multe drumuri. Ok, hai să mergem acasă și să începem partea mea preferată, strânsul de materiale. Glumesc, nu-mi place deloc. Bun, și materialele de care o să avem nevoie în cantități mai mari ar fi 1500 stone, 1000 trapdoor-uri și 500 sticlă. Însă, ca să fie eficientă, ar trebui să aibă mai multe segmente. Așa că înmulțiți materialele astea cu 4. Și bineînțeles, sunt și alte materiale mai puține pe care nu le pun la socoteală. Așa că hai să trecem la treabă. Și primul material de care vreau să mă ocup ar fi stone-ul. Mai exact 96 de stacuri. În mare am cam toată piatra, însă jumătate este cobblestone și eu vreau stone. Pretențios, știu, dar nu degeaba am construit acest super smelter. Punem stacurile de cobblestone, băgăm și combustibil și îi dăm cheie. Și a luat-o din prima. Nu vreau să pierdem timpul așteptând lângă super smelter, așa că o să mă ocup de celelalte chestii între timp. Și o să începem prin a face 84 de repeatere. Vai ce crafting recipe interesant. Și asta nu e tot, o să avem nevoie și de dispensere și de observere. Aaa, ce zi frumoasă. Numai de drag lucrez pe vremea asta. Ok, totuși hai să intrăm înăuntru că nu prea pare safe. Deci serios, pentru fiecare dispenser o să-mi trebuiască un arc? One eternity later. Și avem și astea într-un final, noroc cu Fletcherii că dau arcuri la trade, că altfel era destul de nașpa. Cât eu m-am ocupat să craftez toate aceste chestii ce mi-au dat bătăi de cap, Nico mi-a prăjit sticla, ce pot spune? Am lucrat în mod egal, nu? Am acestea sunt materialele, mai avem de adunat decât 4000 de trapdoor-uri. Așa că hai să defrișăm o pădure. Pădurea asta de Dark Oak arată bine. Dar oare va arăta la fel de bine după ce nu va mai fi aici? Rămâne de văzut. Și bineînțeles că am replantat după, cine știe, poate pe viitor o să mai avem nevoie. E ușor să tai un copac, dar să plantezi unul mai greu. Și în sfârșit avem toate trapdoor-urile. Înainte să continuăm să facem altceva, avem un lucru foarte important de făcut. Cumpărăm un name tag și de astăzi acesta este negruț. Îți mulțumesc foarte frumos pentru sugestie, Bizdi, și cred că este un nume ce îi se potrivește perfect. Bun, măi băieți și fete, revenind la treburile noastre, cred că suntem gata de construit. Vezi tu, de la prea multă apă încep să ruginești. Așa că o să fac lucrurile mai ușoare și pentru mine și pentru tine. Îmi pare rău. Ne pregătim puțin terenul, ne așezăm materialele și suntem cam gata. Ne ridicăm aici cu 5 blocuri și considerăm că acesta este centrul. Și o să vină câte o platformă pe fiecare parte. Bun, hai să o facem pe prima. A venit și Nico și planul stă în felul următor. Nico va face o platformă la nivelul oceanului pe care vor fi montate ulterior cele 4 sisteme de colectare. Iar eu mă voi ocupa de măsurător și să fac baza fermei. Ok, hai la treabă. Punem câte o găleată de apă pe fiecare colț. Și acum pe fiecare bloc de sticlă în parte.
Și după cum puteți vedea, apa ajunge până în acest punct, asta însemnând că am înumărat bine. Sper eu că pentru toate. Și treaba stă cam așa. Pornim de aici cu două blocuri, ne urcăm cu încă trei, punem un dispenser și ar trebui să începem să facem primul nivel. Și cam așa ar trebui să arate. Umplem aceste goluri cu piatră. De aici pe undeva o să vină sticla care, sincer să fiu cu voi, nu știu ce rol are. Și dacă vă gândiți că deja arată destul de complicat și ciudat, vreau să știți că mai avem de făcut încă 39 de layere. Așa că hai cu timelapse-ul. Pentru voi au fost 20 de secunde, însă pentru mine au fost 2 ore de plasat blocuri în continuu. Efectiv, când am terminat, nu mai știam dacă degetele sunt la locul lor. Așa că ia vedeți cum face să loviți butonașul ăla de like și de subscribe, pentru că mă motivează foarte mult și țin să vă mulțumesc pentru asta. Și în sfârșit este gata. Nu știu dacă se vede, dar deja s-au spawnat câțiva creeperi și pentru a o pune în funcțiune oficial, normal ar trebui să dăm de acest lever care activează redstone clock-ul. Iar apa ar trebui să împingă creeperii în zona de colectare. Ce pot să spun, asta e una dintre cele mai mari ferme pe care eu cunosc să o fac și cred că o să-și facă treaba. Normal ca această fermă să funcționeze la capacitate maximă, noi ar trebui să facem o platformă deasupra ei ca să fie întuneric de desubt. Însă am o idee mult mai bună, așa că hai să mergem acasă să vă spun despre ce este vorba. Și nu am omorât acel Iron Golem, doar i-am dat doza de fier. La noi în regat nu se fac asemenea lucruri, suntem peaceful. Bineînțeles, până avem nevoie de câțiva inguți de fier, atunci nu mai suntem. Revenind la subiect, acesta este un TNT. Bra. Și nu știu de ce spun asta, că sunt sigur că toată lumea știe. Dar ceea ce nu știți voi este că astăzi voi construi un TNT uriaș în jurul fermei de creeperi. Iar pentru ca acest lucru să fie posibil, o să avem nevoie de aproximativ 10.000 de blocuri. Și nu știu ce naiba mai fac aici, hai la treabă! Materialul predominant o să fie lână. Deci, ce părere ați avea să tundem aceste 4 oi de 10.000 de ori? Glumesc, bineînțeles, e o idee foarte proastă, chiar și spusă în glumă. Însă am și o idee reală care nu cred că va da greș. Această fermă o să ne producă 30.000 string pe oră, din care, bineînțeles, putem crafta lână. După aproximativ o oră, avem lâna necesară. Tot ce ne mai rămâne de făcut este să o colorăm. Pentru cele 4 șulcăre de lână roșie, am putea merge la spawn să verificăm dacă avem popiuri acolo la ferma de iron. Exact cum mă gândeam, chestia asta dă pe afară. Ori punem mai multe chesturi, ori venim mai des. Are cineva chef să mă vadă cum vopsesc lână? Da, nici eu. În sfârșit avem toate stacurile. Și nu vă îngrijorați de acest foc, nu facem niciun ritual, pur și simplu nu avem torțe. Următoarele zile ne-am ocupat să adunăm culoare neagră de la squiduri. Am făcut rost de sand și gravel pe care mai apoi l-am transformat în concrete powder. Și ultimul pas a fost să facem 2500 concrete roșu, care sincer mi-a luat destul de mult timp. Dacă știți vreo metodă mai rapidă pentru a crafta acest material, lăsați-mi-o în comentarii. În sfârșit suntem gata să construim acest TNT uriaș. Am materialele pregătite, așa că enjoy the timelapse! Știu, pare că m-am mișcat repede, însă așa arată 2 ore jumate rezumate în 20 de secunde. Și dacă e să vorbim puțin și de producția de gunpowder, o să avem 10.000 pe oră. Însă această fermă nu este completă, deoarece am spus la început că o să producem și sugarcane aici. Așa că hai să ne ocupăm și de această ultimă parte. Cam așa arată acest loc din interior, am pus ceva sticlă pe aici ca să vedem și înăuntru. O să schimbăm, o să transformăm și acest loc, dar întâi să ne ocupăm de ferme. Și cât eu m-am ocupat de construcția acestui TNT, Nico mi-a strâns materialele pentru fermele de sugarcane. Însă, din păcate, tot trebuie să mă duc acasă după redstone și piatră.
A few minutes later. Pentru că foarte multe dintre ideile bune vin din nimic, uitându-mă la acest beacon, mă întrebam, bă, cum ar fi să fac toate beaconurile pe Minecraft? Știu, știu, pare o idee destul de simplă, însă eu cred că va fi o provocare reală. Deci, cam ăsta este planul pentru astăzi. Și prima întrebare care îmi vine în minte ar fi, unde le facem? Cred că de-a lungul acestui munte o să arate bine. Plecăm de aici, de la baza muntelui cu primul beacon, și urcăm în funcție de dificultatea lor. Da, nu prea știu cum să explic mai bine, însă ce ar fi să vă arăt în practică? Bun, în locul fiecărui piler de lână o să vină câte un beacon. Apoi cumva o să le conectăm cu drumuri între ele. Dar pentru început, cred că ar trebui să le construim fundațiile. Doar nu o să le punem în zăpadă, nu? Chiar nu mă așteptam să arate așa de bine, însă sunt mulțumit. Măcar am venit cu ceva nou. Puteam și eu ca toată lumea să fac o piramidă pe care să așezăm beaconurile. Dar eu am zis să aleg calea mai grea. La fel și acest wandering trader, care a venit la momentul nepotrivit. Tragem un pui de somn și de dimineață începem construcția drumurilor. Doar nu credeți că am scăpat așa ușor, nu? Pe aici, pe undeva, o să fac scara. Ceva simplu, nu ne complicăm foarte tare că nu avem de ce. Cobblestone, stone și poate și andesite arată perfect în contrast cu zăpada. Și cam ăsta e rezultatul. Simplu, dar cu stil. Și ne-au mai rămas de făcut decât drumurile. Și nu știu de ce o spun ca și cum ar fi ceva ușor, când de fapt e partea cea mai lungă. Bun, hai să-i dăm puțin fast forward să vedem unde ajungem. Ok, am reușit să facem jumătate, însă cealaltă jumătate vă arăt pe un timelapse. Așa că 3, 2, 1, motor, acțiune! Și înainte să facem orice altceva, vreau să mă ocup de baza muntelui, pentru că arată oribil după cum puteți vedea. În 5 minute ar trebui să am toată zăpada necesară. Și este timpul să facem o tranziție super șmecheră. Wow, ce execuție, ce efecte! Pur și simplu am apăsat un buton. Hai să mergem către primul spot, care va fi pentru beaconul de iron. Și de unde vom face rost noi oare de un asemenea beacon care este foarte, foarte rar? Așa de rar încât am un double chest plin de blocuri de iron. Cât îl construiește Nico, vreau să vă spun să rămâneți până la sfârșit, deoarece am câteva anunțuri de făcut. Și oficial avem primul beacon, care nu a fost cine știe ce provocare, însă următoarele vor fi. Eu o să mă ocup în continuare să fac trade-uri cu guștere ăștia pentru a face rost de emeralde și să fac un beacon de emerald, și pe Nico o să o dăm piglinilor. De fapt, o să stea AFK la ferma de gold și uite așa împușcăm doi iepuri cu o singură lovitură. Această oaie are niște obiceiuri mai ieșite din comun. Nu papă iarbă, papă bedrock. Ar trebui ca într-o oră să avem goldul necesar. Și văd că și cu emeraldele stăm destul de bine. Câteva trade-uri și e gata. A durat mult mai puțin decât mă așteptam. Și până este gata și Nico, o să stăm puțin AFK la ferma de gunpowder, deoarece o să avem nevoie de TNT mai târziu. Ok, am stat aici o oră, sper că a terminat și Nico. Dar până una alta, hai să vedem cât gunpowder am făcut. Și văd că s-au strâns vreo 5-6 stacuri în fiecare chest, deci e bine. Și pentru că veștile bune precum cele proaste nu vin singure, sunt gata și blocurile de gold. Nico îl va construi pe cel de gold, iar eu pe cel de emerald. Noi am reușit să le construim, însă nu avem beaconuri, așa că este timpul pentru o mică sesiune de bătut Wither Skeleton.
A durat ceva, dar măcar am făcut și noi oase, blazuri și bineînțeles să nu uităm de capete. De acești wither ne ocupăm în subteran, că afară ar dura foarte mult. Și la ce talent am eu să bat witherii, da, nu vreau să discutăm despre asta. Pur și simplu îi lăsăm în jumătate de HP cu arcul, apoi îi luăm la sabie. Culcat, unul jos, mai sunt 3. Da, ce pot să zic, e mult mai ușor așa. Avem cele 4 stele, deci putem merge la suprafață să vedem ce mai avem de făcut. Beaconul de gold și cel de emerald sunt funcționale, deci ne mai rămân 2. Următorul pe plan este beaconul de diamond. Și mă gândesc că pentru început o să încercăm să facem strip mining. Iar dacă această metodă nu dă roade, o să facem caving. Ideea este că suntem 2, deci avem un avantaj. Ok, băieți și fete, ne vedem în 5 ore. Bine, pentru voi vor fi undeva la 30 de secunde, înțelegeți voi ideea. După aproximativ 5 ore și multe bătăi de cap, ăsta e rezultatul. 3 stacuri nu mi se par așa multe, dar vedem după ce le dăm cu fortune. Voi câte blocuri credeți că o să ne iasă de aici? 52 de blocuri cu siguranță nu ne ajung. Priviți partea bună, măcar avem baza beaconului, oarecum. Bun mă băieți, metoda asta nu prea a fost eficientă, însă mai avem un plan. Ne înarmăm cu foarte multe poțiuni de Night Vision și mergem și facem caving. Urmează încă câteva ore transpuse în câteva secunde, așa că urați-mi succes! Până termin eu de minat diamantele, voi puteți lăsa un like acestui clip și bineînțeles și un subscribe, pentru că ne apropiem de 500 de abonați și pe această cale vreau să vă mulțumesc! Bun mă băieți, am ajuns și acasă după o lungă sesiune de minat. Eu am reușit să fac 3 stacuri de diamante și acestea din butoi sunt ale lui Nico. După ce am încercat ambele metode, pot spune că cea de-a doua este mai eficientă și mult mai distractivă decât să stai să faci strip mining ca roboțelul. Și astea sunt diamantele după ce le-am luat cu fortune. 64 de blocuri și încă 23. Da, nu ajunge nici de data asta. Ok, merg să caut și restul de diamante. Nu e ca și cum am făcut asta vreo 10 ore în continuu. One eternity later. Dacă nici de această dată nu sunt suficiente, eu renunț. Dar vor fi, pentru că am calculat procentajul aplicabil de fortune pentru fiecare Deep Slate Diamond ori în parte. Deci, după foarte multe calcule și formule, rezultatul nu poate fi decât unul pozitiv. Am așteptat acest moment de foarte mult timp, prea mult, dar în sfârșit acum este aici. Băieți și fete, avem beacon de diamond, ceea ce înseamnă că ne mai rămâne doar unul singur de făcut. Aici va sta beaconul de netherite și acesta va reprezenta perseverența și devotamentul meu față de acest joc. Așa că rămâneți cu mine să vedem ce putem face. Bun, hai să mergem în deșert să luăm vreo 2 șulcăre de nisip. Avem și sandul, ne mai rămâne doar de craftat TNT-ul. În total avem 11 stacuri. Nu e nici foarte bine, dar nici foarte rău. O să minăm la nivelul 12 în Nether, deoarece este numărul meu preferat și eu cred în noroc. Și poate o să și avem. Nu mai avem nici TNT, nu mai avem nici durabilitate, cred că e timpul să mergem acasă și să vă arăt ce am făcut. Facem o mică oprire să ne reparăm chestiile, iar acum că am ajuns acasă, bag direct tension debrisul la prăjit. Sper să iasă ceva din astea 5 stacuri. Și cât se fac screpurile, o să iau cu forțe în goldul ce l-am din caving.
Cred că e suficient. Avem un total de 73 de ingoți și câteva scrapuri rămase pe care le fac imediat. Bun, acum hai să le facem blocuri. Doar 9? Serios? Doar atât? După atâta muncă? Hai de viața mea, o să dureze o eternitate. Cam asta e tot ce am reușit să fac. Știu că pare puțin, dar nu este. La urma urmei, și acesta este tot un beacon. Mai mic, dar este. Bă, măcar funcționează. Iar acum că suntem aici, mă gândeam, cum ar fi dacă am face acest beacon împreună? Acestea 9 blocuri sunt meritul meu, dar restul vreau să fie al vostru. Să vă explic, poate unii dintre voi știți, YouTube îmi arată câți abonați îmi aduce fiecare clip în parte. Și mă gândeam, ca și challenge, ca să fiu motivat, pentru fiecare persoană care se abonează, o să minez câte o bucată de Ancient Debris. Resurse avem, așa că puneți-mă la încercare. Le-am pus și culori și spuneți-mi voi mie că nu se văd super șmecher. Mie unul chiar îmi place cum a ieșit. Și dacă și voi apreciați tot acest grinding, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Suntem în ziua 948, nu avem așa mult timp, însă eu cred că este suficient. V-am cerut părerile voastre și am primit o idee că ar trebui să fac un enchanting tower care să aibă o priveliște peste tot satul. Dar, în loc să facem un enchanting tower, o să facem un turn pentru abonați. Și pentru început trebuie să ne gândim unde l-așezăm. Pe acel deal, la marginea satului, cred că o să arate perfect. Și așa din acest copac arată bine. Și ce caută villagerul ăla acolo. Însă, pentru ca această construcție să fie posibilă, o să avem nevoie de ceva materiale. Bun, ne facem câteva poțiuni de night vision și mergem să căutăm geode, pentru că am nevoie de ametist și calcit. Până acum, nu am găsit nimic, însă acest cave pare promițător. Avem de toate aici, spider, creeper, zombie, dar ne lipsesc geodele. În continuare, o să vedeți ce coordonare perfectă am eu cu Nico. Da, ce pot să spun, suntem profesioniști. Am găsit ce căutam, însă băieții ăștia se spawnează în continuu. În sfârșit, puțină liniște. Hai să luăm calcite-ul, ametistul și să mergem acasă. Putem spune că această geodă nu a existat. Dacă tot suntem aici, o să luăm și stone-ul și andesite-ul ca să nu mai batem două drumuri. În mare parte avem tot ce ne trebuie, însă ne mai lipsește un singur lucru. Și ultimul material de care am nevoie este lemnul de mangrove. Știm cu toții cât de dificil este să tai copacii aceia. Și eu am nevoie de vreo 5-6 stacuri. Noroc că am această carte în care păstrez toate coordonatele importante. Ok. Ok, deci partea asta o să fie foarte plictisitoare. Tăiem lemne de 5 minute și n-avem nici 2 stacuri. Vă fac un bine și ne vedem acasă când e gata. Lemnul ăsta de mangrove nu merită nici măcar un montaj. Îi dăm jos coaja și mâine cred că o să fim gata de treabă. Bun, mă, băieți și fete, avem toate materialele, ne mai rămâne de făcut doar să curățăm locul. Este timpul să facem o mică defrișare. Materialele sunt pregătite, eu sunt nerăbdător să construiesc, voi cred că de-abia așteptați să vedeți, însă va trebui să rămâneți cu mine până la sfârșit, pentru că în ziua 1000 o să afișăm abonații și bineînțeles o să vă spun ce trebuie să faceți dacă vreți să apăreți și voi. Și am așa o presimțire că n-o să regretați. Dar gata, nu mai vorbim, trecem la construit. 3, 2, 1, timelapse.
și oficial, turnul este gata. Așa arată el în toată splendoarea lui. I-am făcut și interiorul, o să vi-l arăt puțin mai târziu, însă acum, până să treacă cele 1000 de zile, mai avem câteva chestii de rezolvat. Suntem în ziua 972. Mai avem foarte, foarte puțin. Și dacă vă uitați la mine în hotbar, eu încă am unelte de diamond, deci nu se poate așa ceva. Mergem până la ferma cea mică de gunpowder, că parcă am lăsat acolo ceva. Efectiv nu pot să depășesc 1000 de zile și eu să nu fiu full netherite, mai mare rușinea. Sper să fie ceva aici pentru că nu vreau să stau AFK. Bun, ia să vedem. 8 stacuri ar trebui să fie suficient. Tragem și un shulker de nisip pe dreapta. Și avem un total de 2 stacuri și 25 de bucăți de TNT. Următoarea oprire în Nether. Nu văd nimic. Noroc că avem Optifine. Ia să vedem cum dăm ceața pe off. E, așa mai vii de acasă. Ne trebuie doar 4 ingoți, deci nu ar trebui să fie așa greu. Hai să vedem ce noroc avem. Avem 20 de bucăți, sunt mai mult decât suficiente, așa că hai să mergem acasă. Luăm puțin gold și avem 5 ingoți. Hai să mergem să ne facem uneltele. Băi, asta e așa, eu n-am mai dat de mâncare la pisicile astea din ziua 700. Unul pentru tine, unul aici și unde-i diamond? Bă, unde-i pisica aia? Aici erai, poftim, să ai poftă. Ok, avem un nou membru. Ăsta mic o să fie Diamond Junior. Stai jos aici pentru o eternitate. Și negruț a devenit negruța pentru că nu vreau să dau spoilere de clasa 7 sau ceva. Na, am fost eu aici aproape, am văzut cum s-au întâmplat lucrurile. Nu vreau să se înțeleagă altceva. Da. Bun, hai să revenim la treburile noastre. Facem câteva copii după acest template și ne dăm upgrade și la ultimele chestii. Stăteam și mă uitam prin achievement-urile astea și am văzut că eu n-am bătut dragonul. De fapt, Nico l-a bătut. Așa că e timpul să ne luăm revanșa. Și cum nu am nici mâncare și nici nu aș vrea să stau AFK la ferma de Hoglin, pentru că are doar un singur layer și ar dura o veșnicie, o să facem puțin grădinărit. De fapt, culegem morcovii. Lucrurile astea simple din Minecraft, câtă bucurie mi-aduc. Însă, această fericire este doar de moment, nu voi mai atinge această fermă încă 500 de zile. Na, poftim, interesul meu pentru fermă. E prima dată când iau beetroot. Ce pot să spun, chestiile astea îi plac lui Nico mai mult. De aceea ne și completăm, ce nu-mi place mie îi place ei și invers. Și niște morcovi de aur, cred că o să intre perfect. Luăm 4 lacrimi de gast și craftăm 4 end crystal. Numai pentru mine partea asta când intri în portal e foarte scary. Parcă așa veneau astea, nu? Câte una pe fiecare parte. Ok, băi și fete, dragonul s-a întors. Însă, nu pentru mult timp. Și cu aceste lovituri am reușit să înfrângem dragonul. Din nou. Posibil că asta nu este ultima oară când ne întâlnim cu el, pentru că pe viitor o să vrem să transformăm endul, nu? Ups, am dat spoiler, dar e bine că poți să-l tai la montaj. Și dacă tot eram pe aici, am zis cu Nico să dăm puțin și pe la ferma de Enderman, să ne reparăm chestiile. One eternity later. Da, ce pot să spun, m-a luat valul și am zis că, bă, ajung în ziua 1000, trebuie să am și eu măcar 100 de nivele acolo. Și suntem în ziua 984. Mai facem o singură chestie, apoi mergem în turnul abonaților. În primele zile când am jucat pe această hartă, am descoperit 2 Trails Ruins. Unul a ajuns pe clip pe care l-am excavat și celălalt a rămas neatins până în prezent. Deci, nu e foarte greu să ghiciți încotro mergem acum.
În cazul în care sunteți băieți și aveți iubită și vă cere să o scoateți pe afară, în loc să faceți asta, mai bine explorați un trail ruin. Este și mai amuzant și nici nu vă costă bani. Bă, glumesc, nu mă luați în serios, da? Băi băieți, cred că am făcut aici curățenie sau dezastru, nu știu, nu-mi dau seama. Am găsit câteva chestii interesante, însă cele mai importante ar fi aceste două armor trimuri, Host și Razer. Încet, încet le cam strângem pe toate, ceea ce nu este un lucru rău. Ultimele zile rămase mi le-am petrecut adăugând și ultimele detalii turnului. Am creat câteva drumuri, am adăugat floricele, mai m-am ocupat de detalii, ce am putut și eu. Și suntem în ziua 999. Bun, ce să mai amânăm, hai să ne băgăm la somn. Și avem oficial 1000 de zile petrecute pe această hartă. Pentru mine este un record, e prima dată când ating 1000 de zile și asta doar datorită vouă, pentru că mi-ați oferit motivația necesară. Bun, hai să mergem și în turn, că posibil așteptați asta încă de la începutul episodului. Ușa este deschisă și pentru mine și pentru voi, cam așa arată la interior, am ales această tematică puțin mai ruinată, să zic așa, ca și cum acest turn este destul de vechi și urmează să fie restaurat. Eu așa îmi imaginez, oarecum. Aprindem și lumânarea de pe tort și petrec singur aici, dar nu pentru mult timp, pentru că dacă vreți, o să fie scris aici și numele vostru pentru eternitate. Și pentru că este un moment special, efectiv o să pun pe toată lumea care se abonează și comentează, dar să vă spun cum. Vă alegeți un sign care vreți voi, o culoare și lăsați un comentariu. Spre exemplu, Nico și-a ales mangrove sign și culoarea light blue. Și acum o să menționez câteva persoane care sunt foarte active pe canal și vreau să le afișez chiar acum aici. Bun, și prima persoană pe care vreau să o menționez este Nico, care m-a susținut și m-a încurajat, să zic așa, să mă apuc de YouTube. Pentru că îmi lipsea ceva foarte important, curajul de a face asta. Următoarele persoane sunt Ionuț, Trețu și Vali, pe care i-am obligat mai mult sau mai puțin să se aboneze și să se uite la clipuri și să-mi spună ce părere au și chestii dintre astea. Însă ei m-ar fi susținut și dacă le plăcea și dacă nu, pentru că așa fac prietenii adevărați. În continuare îl avem pe Teodor, care este prima persoană pe care nu o cunoșteam și s-a abonat și a comentat și mi-a dat o șansă. Ideea de a construi un turn tot de la el vine, de aceea am ales lemnul de mangrove, pentru că dacă mi-amintesc bine, ăsta e preferatul lui. Vreau să-i menționez și pe Bizdi și Ioan, care au fost tot cam de la început și bineînțeles încă sunt în prezent aici cu mine, îi văd mai mereu prin comentarii. Îi mai avem pe Aditod, George și Gigel, care de asemenea au fost și sunt abonați activi, și ultimii, dar nu cei din urmă, Aurelia Enache, Crăciunel și Elisei Toia. Toți trei sunt foarte activi pe canal, de la Crăciunel am ideea cu peretele abonaților și Elisei, numai noi știm cât am vorbit pe Instagram. Și dacă sunt și alte persoane ce vor să vorbească cu mine, găsiți Instagramul meu în descrierea canalului. Dacă am ratat pe cineva, vă rog să-mi spuneți. Loc avem destul, deci dacă vreți să apăreți și voi, știți ce aveți de făcut. Chiar sunt curios din cei care i-am menționat, câți o să vadă? Aici sus la etaj avem 4 pereți foarte foarte mari și această geodă de care sunt foarte mândru. Și cu acestea fiind spuse, aici încheiem episodul. Mă bucur că am făcut 1000 de zile, mă bucur că ați rămas alături de mine și vreau să știți că meritul este în egală măsură și al vostru. Pentru că un YouTuber nu ar fi nimic dacă nimeni nu s-ar uita. Și cu asta cred că am spus totul. Eu am fost Alex și până data viitoare, la revedere!